Discuțiile precedente au încercat să surprindă direcțiile semnificative ale misticilor metafizice, survolând tradiții diferite, dar și filozofi mistici sau istorici ai religiilor mai importanți. A fost însă mai puțin luată în atenție tradiția religioasă extrem-orientală și apare interesantă pentru că vorbește, spre exemplu, în taoism, despre o mare triadă formată din cer, tien, pământ, ti și om, huen, iar ternarul acesta al manifestării are o relație de perpendicularitate a cerului și a pământului, părțile laterale delimitând manifestarea și suportul ei. Se știe că tradiția extremă orientală s-a bifurcat la un moment dat între taoism și confucianism, iar ceea ce este ezoteric ar aparține taoismului. Triada are doi termeni, cerul și pământul, care sunt complementari și un al treilea omul ca rezultat al unirii primilor doi, astfel rezultând un ternar despre care va fi vorba și în dezbaterea care va urma. Ca organizații inițiatice s-a speculat că masoneria și taoismul ar avea origini comune. Pentru hinduism, polaritatea este asigurată de Purusha și Prakriti, sau cerul și pământul pentru extremul orient, însă aceștia sunt rezultați dintr-un principiu superior, Marele Extrem, Tai Chi, sau Marea Unitate, Tai Yi. Cerul este reprezentat printr-o sferă ca formă circulară, pământul printr-un cub sau pătrat ca formă rectilinie, iar ca termen median, omul este figurat printr-o cruce. Se observă foarte clar o gândire care definește și situează ontologia în categorii polare. Calea cerului sau verticala se interpune acestei polarități. Tribhuvana hindusă cunoaște de asemenea trei lumi, cerul, jvar, atmosfera, bu, vas, și pământul, bu, tripartiție care reprezintă ansamblul manifestării însăși divizată în cele trei trepte fundamentale. În domeniul manifestării informale predomină influențele cerești și este el situat de partea esenței. Lumea intermediară se constituie într-o manifestare subtilă, iar ultima este manifestarea grosieră. În alchimie găsim tripartiția sulf, mercur și sare, însă nu în sensul de substanțe ale chimiei ordinare, ci de principii constitutive ale ființei. În hinduism, termenii unei prime dualități sunt desemnați ca Purusha și Prakriti, iar în religia chineză ca tine în cerul și ti pământul. Însă niciuna nu ar pierde din vedere principiul superior din care sunt derivate, marea extremă, tai chi sau ființa, în care termenii dualității sunt uniți în chip indisolubil în stare nedivizată și indistinctă și care este ființa pură identificată ca atare cu tai yi, marea unitate. Dincolo de asta, tai chi, ființa sau unitatea transcendentă, presupune ea însăși un alt principiu, Vuci, neființa sau zeroul metafizic. Însă aceasta, din urmă, nu poate intra cu nimic într-o relație încât să fie primul termen al unui ternar oarecare, orice relație de acest fel nefiind posibilă decât pornind la afirmarea ființei sau a unității. Avem mai întâi un ternar de primul gen format din Tai Chi, marea extremă ființa, Tien și Ti, apoi un ternar de al doilea gen format din Tien, Ti și Gen, desemnat de obicei ca Marea Triadă. Caracterul Qi este cel care desemnează vârful unui edificiu. Tai Yi rezidă simbolică în steaua polară care este vârful cerului vizibil. Wu Qi, zero metafizic, îi corespunde în tradiția hindusă lui Brahma neutru și suprem, Parabrahma, iar Tai Chi lui Ishvara sau lui Brahma non-suprem, Aparabrahma. Deasupra oricărui principiu se mai află Tao, care în sensul universal e ființa și neființa, dar care realmente nu este diferit de neființă, de vreme ce aceasta conține ființa, care la rândul ei este principiul manifestării și care se polarizează în esență și substanță, sau cer și pământ, pentru a produce manifestarea. Am făcut această introducere, care nu folosește aproape sub nicio formă o terminologie creștină, ci una în mare măsură extrem orientală și care este prezentă în cartea ca pretext de la care pornim, și anume Marea Triadă, pe care în perioada interbelică filozoful și gânditorul francez René Guénon a publicat-o. Cumva acești termeni nu au niciun fel de joncțiune cu creștinismul nostru pe care îl cunoaștem, și întrebarea care se
pune întrebarea retorică este la ce bun toate aceste categorii să le cunoaștem. Să le cunoaștem ca să ne explicăm la rândul nostru mai bine credința. Ce spuneți, Părinte? Da, asta este și volumul la care am pornit. Cred că e publicat în 1946. Mi se pare interesantă, Imediat după interbelic. da, mi se pare interesantă abordarea și, pe de altă parte, trebuie spus că inclusiv Genon atrage atenția asupra unor echivalări eronate. Și zice, chiar în Occident a fost de multe ori această, eu știu, extrapolare de a vedea o asociere între treimea creștină și astfel de triade. Care este prezentă cumva și în manualele noastre. Și de dogmatică mai vechi, nu sau nu? Nu? Da? Da? Și care sunt forțate. Nu este exclus ca astea să fie preluate chiar pe filierul manualelor occidentale Da. la un moment dat. Da. Și el spune, se referă chiar în primul capitol, că la teologia creștină la un moment dat a operat cumva facil. În categorii ternare, încercând să se autojustifice, nu? Sau cum? Da, zice cumva că este pentru teologii creștini, zice cumva este scuzabil, chiar că cred că termenul este scuzabil că folosesc chestia asta cumva, astfel de pseudo-similitudine, să zic așa, dar zice el, Pe care le atacă, cum aș fi da, spus. la un moment dat el spune, domnule, dar totuși curios este că astfel de asocieri vine și din partea unora care sunt împotriva spiritualității și a tradiției. Adică sunt și din partea aceasta, nu mai sunt niște teologi, să zicem, de factură Dar care își materială. asumă un ternar. Nu fac ei echivalențe, dar înseamnă ce înseamnă, eu știu, treimea creștină înseamnă cu, eu știu, Trimurti Hindus, da? Și că sunt tot aceleași lucruri. Asta mi s-a părut interesantă observația și a lui Ghenon, adică atrage atenția, domnule, să nu confund, că sunt unii care confundă sau găsesc echivalențe, formule de echivalare eronate, spune el. Și atât la teolog, la anumite teologi creștini, Ai da? foarte cunoscut această paradigmă cu aceste elemente revelaționale care ar fi prezente și în celelalte religii. Sau nu paradigmă. Această idee este tot malaxată și Da, vehiculată totuși, eu zic de către că, teologi, mă da, refer. el are cumva, noi mai și ce spune la El, Ghenon, din punct de da. vedere. Și mi se pare că face, Pentru că zice, sunt lucruri diferite, nu? absolut diferite, cumva. Dar totuși există. Adică le semnalează și el și totuși, în același timp, semnalează, domnule, ar trebui să discernă lucruri, să ne detașăm de astfel de poziții. Și cum mi s-a părut interesant faptul că vorbește de teologi creștini care le scuză, dar și de unii care sunt chiar atei sau ostili spiritualității sau chiar tradiției care și ei operează cu astfel de echivalări. Și mai mult, la un moment dat, zice, aceste echivalări de unde văd de ăștia, a unor oameni care văd unde văd trei termeni imediat echivalează cu treime sau cu triadă, este prezentă foarte mult la ocultiști. Asta spune el. Adică, Da. încât au apărut cărți cu tabele a unor astfel de echivalări, zice, domnule, care sunt adevărate monumente de incoerență și eroare. Cumva. Asta Dar spune, asta pe de spune altă parte. vis-a-vis de ocultism, da? Acum nu Pe de altă definim. parte, vrând nevrând, citind această carte sau citind filozofia lui, facem și astfel de similarități. Vorbim despre ternar, despre treime, Da. dar o treime imanentă în acest caz, Bine, pe care eu o aduc în imanență aici. sau religiile extrem orientale o păstrează în imanență. Acum, dacă gândim în sensul ghelasian, ele fiind automistici, putem să gândim, dar aici iară e o problemă să zic așa, a naturii imanențe. Aici este problema. Fel cum e problema asta, raportul dintre omul ca atare, omul individual și omul universal. Ce realități acoperă acești termeni?
că nu sunt simple denumiri, în sensul acesta, zicem, chiar genonia, sau nu, omul remarcabil, omul venerabil și omul spiritual sau, da? Sau omul transcendent, cum zice, tot pe filiera aceasta. Și omul universal. Universal, da. Aflat la capăt. Da. Prototipul. Aici sunt aspecte de luat în seamă, dar ca discuție propriu-zisă, abordarea nu este de disconsiderat. Apropo de ceea ce a spus, faptul că există chiar poate manuale dogmatice unde se fac facile conexiuni. Adică numai ca să demonstrăm că treimea au avut-o, poate unii și alții au cumva a fost anticipată, a fost ca preînchipuire. Ca preînchipuire vagă și așa mai departe. Sigur că există reflexii ale treimii, și spune să noi, spune reflexii ale treimii chiar în creație. Și în Vechiul Testament, Teofania da, de la Stelor Mavrii. Și în creație. Problema e că inclusiv Ghenon l-am luat vorbind de ternari, zice, domnule, trebuie să facem o distinție între tipuri de ternari, pe de-o parte, sau genul de ternari. Că sunt tipuri diferite da, de da, ternari. Da, da, tipuri de ternari sau tipuri sau genul de ternari și ordini sau nivele de realitate. Și atunci, dacă vrei să vorbești de echivalări, trebuie să ai o corespondență reală între termeni. Și chiar vis-a-vis de structura ternară. Deci, ternarul... Poate cuvinte să nu se facă identificări greșite din punctul da, de vedere. Da, pentru că nu, spune, și din punctul nostru de vedere. Că până la urmă, nu orice, numai că noi facem nu orice trei e treime, nu orice... Tribuhana este asociată cu treimea creștină. Trimurtii la fel nu e asociat. Adică numai că e trei nu înseamnă că e treime. Asta e, trebuie să înțeleasă chestiunea asta. Și asta poate fi discutată sigur și la nivel de ordine de realitate. La ce ordine de realitate? Că el, apropo de schema metafizică, se discută în ordinea principiului sau ordinea manifestării, să zicem așa, în această schemă. Și asta contează. Aici, treimea e adusă în manifestare sau este în manifestare, clar. Dă într-un cuaternar. Da, e așa, dar vreau altceva să semnalez. Faptul că ca modalitate de abordare sau de analiză, dacă vreți, e important că vorbește de tipuri de ternari și de ordini sau nivele de realitate cărora se aplică acest ternar. Și atunci în citirea asta trebuie să vezi când vorbește de tipuri de ternare sau genul de ternare, care cred că e și un capitol în sensul ăsta, trebuie să vezi tipul de relație între termeni. Da? Și atunci chiar el spune că, domnule, treimea... Pe verticală. Că ei sunt situați pe o verticală. Există și verticală și orizontală și asta face, și distinția asta o face. Prezintă, să zicem, două imagini, să zic așa. Triunghiul cu vârful în sus, pentru că așa se poate reprezenta, și triunghiul cu vârful în jos, sau cu baza în sus, da? Și atunci, zice, marea triadă, aceasta despre care cumva a spumăit și în extrem orientală, cumva se referă la acest triunghi cu vârful în jos, da? De ce? Că sunt două complementare din care apare un rezultat, un produs. Triunghiul cu vârful în sus este un principiu din care ies cele două complementare. Da? Da. Și ai pe de-o parte un principiu, într-un triunghi cu vârful în sus, ai un principiu ca fundament din care ies cele două și apare treimea. Da? Și în partea asta a marii triade ai triunghiul cu vârful în jos, ai doiul din care apare un rezultat, o rezultanta sau produsul, da? În care apare treiul, care ar fi, ca spuneți, omul acesta care unește cerul și pământul. Da? Da, ca schemă. Asta ar fi reprezentarea geometrică. Dar nu, dar interesant. Și de o axă, nu? Pe de altă parte. Bine, și modelul ăsta este ce interesant. Chiar și la noi, în sens creștin, că apropo de echivalările sau pe care le încearcă unii chiar așa, ar trebui să ai din start, că dacă te uiți și la crezul ortodox, la noi avem tatăl care naște pe fiul și pe procedul pe sfânt. E clar că de la tatăl... Dar aflați pe același palier al ființei, nu pe o axă. Da, acum, da, bineînțeles. Aici discutăm partea de, să zicem, de schemă a raportului, da?
Da. Adică e clar că atunci când puneți la 2 și este o rezultantă, aici e clar că nu, și ca schemă nu sunt în schema creștină. Da? Chiar ca schemă. Ne discutăm de ordine de realitate, de persoane și așa mai departe. Când, și de un desen. Când îți spune desenul respectiv și ai, să zicem, asta clar, acolo punești la 2 care iei din interacțiune complementară sau, să zicem, de acțiune și reacțiune, apare al treilea. Asta Iangu și Inu, nu? Da. Să zicem, ca terminologie. Acum abstractizăm cumva chestiunea. Dar, din punctul ăsta de vedere, analiza mi se pare interesantă, pentru că trebuie să ai clar că în sens creștin, când auzi o treime, trebuie să te gândești tot timpul. Dacă am, asta, de exemplu, acum părinte Gherasie, cumva, și medicina e sihastă, când ai zis în față de această dualitate, deși aici poate să fie și o paranteză, că la un moment, prin faptul că înțelege, Ghenon spune, Doamne, că dualitatea nu este riguros reală nici măcar în extremul orient. Deci el tocmai faptul că din 2 el apare un 3. Dar aici are o problemă că dacă produsul ăla se rezultă între 2 și apare și al 3-lea, dacă al 3-lea e cu adevărat un ceva sau e o unitate între cele respective. Adică nu e propriu un terț. Asta e o chestiune, că spune, Doamne, de fapt și extremul orient nu e chiar dualitatea. De fapt dualitatea asta, într-adevăr, și spune că o dualitate ca atare este cumva, zice el, cred că în ghilimele pus, un semn de, de natural, zic așa. Da. Că de fapt și zice și extrem, marea asta triadă sau extrem orientală, are un terț care e produsul. Dar într-adevăr problema e în ce măsură ăla e un terț real, asta e o discuție. În rezultantă. Treiul. Da. Rezultanta dintre unul și doi despre care am discutat și am zis, da, trecute. Da. Dar el pune și aici ca imagine, dar are 1, 2 din 1, 3, da? Asta este și apropo de o situare nu ca triunghi, ci pe linie, da? Ai 1 în centru, săgeată 2, săgeată 3, da? Celălalt e dacă vrei 2, 3, da? Și centru el zice și formează unul, da? Contează și din punctul în care privește aceasta, din punctul de, de vedere al manifestării sau al non-manifestării. Da, și asta și atunci triunghiul este și al ordinii de realitate. Că de-aia cumva, cred că la trecut am făcut referire și la Friedrich Capra, că contează și forma și procesul și structura și materia, să zic în ghilimele. Adică deci, materia ar fi conținutul de realitate. Și el zice, domnule, contează și punctul de vedere, contează și, cum a spus, tipul ternar, adică în ce schemă e, doi care produc al treilea sau unul care e principiul și care generează pe 2 și 3 și apare treimea din 1. Da? E, așa. Și contează și ordine de realitate la care deși se referă. Deși cred că aici vorbește despre, de fapt, până la urmă, axa aceasta este rezultanta principiului și ternarul e în manifestare. Cred că asta e principala idee și firul acestei gândiri ghenoniene. Adică deasupra tuturora se află principiul, iar ternarul este tras în manifestare. Nu neapărat. Nu neapărat? Nu. Mm-hmm. Nu. Deci eu n-am înțeles așa. Da. Tocmai asta, de aia spune că ternarul ăsta poate contează pe ce ordin de realitate îl aplici. Că poți să-l aplici în zona asta manifestării și în care poate să fie ca o structură ierarhică în care ai. Că apropo de chestia asta și cerul și pământul, vedeți ce înseamnă? Care sunt în manifestare, cerul și pământul? E, aici este problema. Că noi dacă vorbim acum a generii, domne, în cer și pe pământ, noi avem reprezentarea noastră, zic așa, în sens creștin. Dar dacă gândești în sensul ăsta, să zicem, metafizic, poți să ai un cer în zona manifestării. În manifestare. Dar e și un cer înțeles ca principiu. Și atunci ai un raport de cer și pământ, să zicem, infra-manifestare, dacă vrei, în sensul, să zicem, gheleasian. În interiorul manifestării. Sau în sensul energiilor, să zicem așa. Și aici un cer și pământ în care cerul este principiul, principiul ăla, aproape zero, să zicem, metafizic, și pământul este manifestare. Adică articularea e diferită. Este una o articulare de cer și pământ. Aici ai multă înșelare, că în general, cum am vorbit și altă dată, șamanismul, când se vorbește de urcuș la cer, nu intră în zona principiului. Intră doar într-o zonă al manifestării. Da.
Și atunci, cum zic, termenii sunt, cum zic, desemnează ordini de realități diferite. Da. Adică vorbesc de cer, dar cerul poate să fie partea superioară a manifestării, să zicem așa, sau poate să fie principiul care transcende manifestarea. Da? Și atunci vorbesc de cer și zic, dă-mă că și ăla unge în cer. Păi seama că cerul lui este o parte rarefiată, să spunem așa, informală a manifestării. Da? Da. Și atunci mi se pare, vedem câte și ăla vorbește despre urcușul la cer. Păi trebuie să vezi. Dar unde e situat? Care este, ce fel de cer e acela? De ce fader al ființei? Și atunci, și, da, știi, a ființei. Sau ființării. Aici depinde că și genul ființa o face pentru noi, cum am mai văzut de data trecută, la el ființa e tot zona ființării și principiul acela, aici acum chinezii, Wu-Qi sau chiar acel zero metafizic sau chiar Tai-ul, da? Sau Tao. Care deasupra. Care deasupra, da? Ființei. Deasupra. Acum, de-aia e important să, dincolo de termen, să țintim ordine de, de realitate, da? Și aici mi se pare că în limbaj gelasian e importantă distinția pe care o face. Care, dintre creat și necreat, între, și între ființă și energie. Și ființialitatea nu este energie. Aici e confuzia. Da? Dar aici revenim ideea asta a cerului, nu? Uite cum te poate duce în eroare. Adică ai chiar marea triadă, să zicem, chineză, da? Și aici e o întrebare care spune, chiar când pe față doamne, că există și s-au creat o loje masonică care chiar numește Marea Triadă, da? E întrebare, trebuie văzut că prin zona asta sigur nu ajunge la creștinism, pe această schemă, da? Fiecare face ce vrea și ce poate. Și se iese din creștinism. Da, să rămână un imanent, dar vezi că și imanentul, în sensul ce vorbeam noi la trecut, imanentul cuprinde și Wu-Qi-ul, în sens creștin. Ei nu poate să înțeleagă chestia asta. Asta e chestia mai prin revelație poți să înțelegi. Prin întrupare, spune, nu? Sau la ce da, prin întrupare, normal, prin revelația hristică, prin revelația adevăratului Dumnezeu. Poți să înțelegi că de fapt, și bine aici și noi, când spune de om universal, că om universal unește cumva cerul și pământul și cerul are cu adevărat sensul acesta suprametafizic, de principiu acela, într-adevăr, transcendent, atunci omul unește, să zicem, principiu sau ființa cu manifestarea, sau principiul acesta non-manifestat cu manifestarea, da? Omul universal sau omul? Om universal. Omul universal. Adică aici de văzut, vezi, când vorbește universal, el trimite la o realizare în forma absolută, din punct de vedere spiritual. În care el acoperă niște ordine de realitate. Adică iese din zona aceasta... filozofică de gândire. Filozofia asta ghenonian sau ezoterismul ăsta ghenonian, da. Sunt mai mulți oameni universal sau unul singur? Sau e un prototip? Sau cum să mă raportez la acest concept de om universal pe care l-am întâlnit în studenția mea teologică și la Berdiaev și nu înțelegeam ce vrea să spună. Aici eu cred că sunt mai mulți oameni universali, e un prototip, au fost mai mulți realizați care au întrupat pe om universal. Da, aici este problema. Un trup mistic al omului universal din punct de vedere ghenonian. Deci, cred că aici e o discuție, îmi scap acum, că acest suflet, că totul pornește de la acest suflet universal, să zicem așa, da? Care este transindividual. Problema e în sens, dacă vrei, în sens creștin, fundamentul acesta al omului este totul unul identitar. Ei cumva ajung la, e o chestie aproape de spirit universal, care nu are un hotar identitar. Acest principiu, să zicem așa, da? Păi când în sens creștin, dincolo de chestia asta, că Dumnezeu treime de persoane, asta nu încap pe discuție, dar acest, sau am și vorbit, cred că cu alte ocazii, că acest zero metafizic, da, în sens creștin e persoana creată. Dar persoana creată este identitar. Este o formă identitară. Ei nu recunosc caracterul identitar și relațional din această, că și spune la un că și nemuritor. Spune la că chiar Wu-Qi-ul aici, da, nu are niciun fel de relație cumva. El prin el însuși, da? Da, da. În sens creștin, tocmai asta e că revelația descoperă, băi, fii atent că acela care îl identifici tu așa,
e tocmai ăla echipul creat al omului. Într-un fel e just că îi spun că ăla e omul, în natura lui fundamentală. Problema e că gândindu-l universal, consideră că de fapt acel transcendent nu are o identitate, să zicem așa, în ghilimele, individualizată. Deci acel om universal nu e o ipostază. Nu e o ipostază, nu. E un nu. Cred că doar, tip difuz. Dacă nu mă înșel, că e doar filozofia Samkhya ajunge la concluzia și a unei diferențieri în acest ordin de realitate. Ceilalți e ca și cum un ubic, un comun, adică un spirit universal care băltește, o întindere, să zic, da? Dacă a denumire, pare a fi persoană, omul universal, păi nu, că omul ca și concept. Omul universal cuprinde și individualul și omul acesta transcendent. Deci e o realizare, e o îmbinare. Și atunci, dacă vrei, de ideea e dacă, exact cum face Părintele, eu am posibilitatea de individualitate, cum zice Părintele Gherasie, Caisihazul, la nivel energetic și corporal, subtil, energetic, subtil. Corporal, energetic? Individual, ca individualitate. Da, dar întâi grosier, apoi asta energetic sau paranteză subtil. Da, dar am și sufletul. Ființial, nu? Care este personal, adică e o identitate în plus de altă natură, altă ordinaritate, dar este identitate. Adică, ca să luăm așa pe românește, sufletul noastră este identitar, unic, adică vă identificați și prin suflet ca unicitate, nu doar prin energie sau prin corp. Asta e foarte important, detaliul ăsta. Adică identitatea, la ei cumva identitatea este aceasta energetică, care îi spun ființă, spre exemplu, și corporală, că aveți altă amprentă, aveți așa, chiar energetică, să vede că e altă amprentă. Dar ei spun că ceea ce transcende acestea, ceea ce transcende ca ordine de realitate, este o chestie cum ar fi un bico, deci un zero, da? Un vid. Iar vidul ăla e nediferențiat. În sens că știm, realitatea asta care transcende, noi o recunoaștem ca fiind creată pe de-o parte și pe de altă parte ajungi la conștiința că este chipul tău de persoană și asta înseamnă că are particularitate. Chipul nemuritor al lui Dumnezeu din om. Chipul creat după chipul lui Dumnezeu. Creat, da. Că tot, nu e chiar chipul lui Dumnezeu, atunci trece într-un panteism. E chip, asemănare după chipul lui Dumnezeu din noi, da? Dincolo de el e paradigma aceea divină, da? Chipul iconic începe în Gelasie. Dar ceea ce e important, că la ei universal unește, să zicem, acest principiu transcendent cu principiul ăsta al individualității. Dar e distinct? Încă o întrebare, mă iertați. E distinct principiul de om universal? Om universal este o entitate? Păi nu, păi om universal, cum cred că ați spus aici la un moment dat, om universal este rezultanta, e unirea lor. A principiului cu? Ceea ce a spus, ceea celui cu pământul, da? Și în sensul ăsta, principiul acesta transcendent, da? Cu manifestarea, cum da. Omulește, dacă ai doi poli, să zic așa, da? Sau complementari. Ai cerul și pământul, ai principiul, să zicem, și manifestarea, să zic așa, în forma aceasta, sau așa? Omul e cel care unește în el la chestia, da? Purușa cu prakriti, da? Omul e unirea lor. Da? A celui cu pământ. Purușa. A lui Yang cu Yin. Yang Yin nu prea e ce mai bine spus, că asta de obicei sunt zona manifestă, dar Purușa și Prakriti sunt foarte evident. Sau Tai și cu Ciu. Da? Da. Yin și Yang cumva sunt în zona manifestării. Pentru că Purușa și Prakriti e chiar cumva principiu, da, și din câte am înțeles eu din nu, dar ce, ca să rămân un pic pe chestia asta. E, omul universal unește lucrurile respective. Numai la ei, că dacă e clar, că e o unitate sintetică, nu nici unitate. E o sinteză. Da, e o extinsă. Da, e o mai unitate, da, unitate. Și acum întrebarea, că v-ați întrebat. În această unitate, individualitatea ține de prakriti, să zic așa. Da? Iar ceea ce ține de Purușa este ceva universal, nediferențiat. Esențialul. Da, esențialul, spune. Iar da? Prakriti e substanța. Natura. O altă polaritate. Natura, da. Gândirea. Legătura asta e într-un individual
în zona asta a naturii, fie în forma ei subtilă, fie în forma ei grosieră, că practic poate să aibă și această chestiune, și acel principiu, da? Dar care el e nediferențiat. V-am spus din ce, cred că filozofia Samkhya e cea care identifică o diferențiere și în zona principiului. Eu cred că printre singurele pe care reușește să facă și chestia asta. Adică nu doar diferențiere, doar... O teologie principială, să zic. E important că constată tentativă. Că, domnule, principiul ăla nu este doar o chestie universală și ubicuă. Și intangibilă. La care sau realizabilă, dar fără să ai conștiința diferențierii. Și la care nici nu poți să reflectezi. Și a relaționării în zona respectivă. E, chestiunea asta... Și găsesc o relație acolo? Relație nu. Dar se pare că conștiința... sau realizează că e o conștiință diferențiată. Adică ce ajung la niște distincții în interiorul principiului? Exact, cum aveți conștiința, zicem, a propriei individualități la un moment dat, da? Sau o corporalități, ca să zic așa departe, așa în alt ordin de realitate, la ajunge totuși că la ceva care prezintă o diferențiere. Adică nu e doar o chestie în comun în care o picătură în ocean și oceanul ăla ajunge la o nediferențiere. Da. El zice, domnule, și acolo este o diferență, numai că nu au relaționarea, nu au conștiința de persoană, nu au chipul triadic foarte clar în zona respectivă și nu au zona de arhechipare iconică despre care vorbim noi teologii, care vine prin nașterea baptismală și așa mai departe. Că botezul de fapt vine dincolo de cea, dacă vezi, renașterea hristică sau prin chipul sindereim, ce se produce prin botez, este exact ceea ce ar fi să treci de la metafizicul acesta, da, la teologie. Aici ar fi problema. Atunci asigur că omul universal, dacă e văzut în această unitate sintetică, da, între purușa și prakriti, atunci sigur că poți să discuți după latura lui, este individualizat, pe celălalt e universal, adică e dincolo de orice formă, de orice casă, de discuția lor, e dincolo de orice formă, de transindividual și așa mai departe. Da, ideea e dacă trece de individual, ajunge într-un universal și atunci e un comun, dacă le articulează, e ca și cum avea un fond comun și o diferență. Exact, cum avea sufletul, am avea același suflet, hai să vedem, poate așa se înțelege, avem un suflet comun și ne diferențiem doar prin corpuri, sau, de exemplu, sau prin energie. Sau prin energie. Da? Dar sufletul e comun. Adică dacă ăla... Deși se vorbește de o fire comună. Păi da, asta și corpul are ca natură, ca materialitate, e același. Numai aici este problema. Aceea substanțialitate. Structura chimică a noastră nu e la fel cu a mea, da, sau ceva. Da, da. Dar e o taină de cum se diferențiază. Și aici este problema formei. Da? Pentru că cum mai stă pe formă. De ce persoana chiar ca ființinătate este formă. Identitatea, să zicem, a mea, oricăruia dumneavoastră, așa mai departe, este una și sufletească, și energetică, și corporală. Ei au numai energetică, au sufletul acel individual, cum zic indienii, sau și corporală, dar aia sufletească la numai, le se pare că e un comun. E acum aș fi sufletul tuturor. Noi ne diferențiem doar prin sufletul ăsta, sau prin sinele mic, prin sufletul ăsta individual, energetic, așa zic ei, ceea ce e eroare din perspectivă creștină, antropologic. Adică lipsește suflarea de viață, nu? Dată de Dumnezeu. Aia e transcendentă, dincolo de chestia asta. Dar chiar sufletul lor, sufletul acesta, de fapt, ca să vorbim, acest suflet universal, este sufletul creat al fiecăruia. Numai că nu realizează caracterul lui și personal. Individuat. Individuat, da. Nu realizează chestiunea asta. Unul universal, evaziv, nu, evanescent, comun. Da, ubicu și ajungi okay, și de aici metafora între picătură, că picătura ar fi sufletul ăsta individual, da, care se resoarbe într-un ocean care ar fi comunul acesta unui spirit universal care suntem toți cumva în spatele chestia. Și aici și cumva și panteismul, că mă întorc la o... Indistinție. La o indistinție, da. Și de aici cumva... În care îmi pierd și conștiința de sine, nu? Acolo, în acel ocean. Conștiința asta de sine individual, poate să zică unii. Că poate o câștig pe aia au zisă cu un comună universală. Dar eu aceea, dacă o câștig, trebuie să o câștig în primul sens cu chipul de persoană care transcende, să zicem, forma aceasta individuală și caracterul, cum spuneam, iconic al unei asemănări. Adică eu... Această suflare
tainic al Dumnezeu din adâncul nostru, dincolo chiar de acest suflet universal. Deci, nu e numai o unicitate individuală, ci este și o unicitate a relației cu Dumnezeu, a fiecăruia. Și a relației între, chiar și relațiile interumane. Și a relațiilor interumane. Unicitatea e dată de această distinție, nu atâta din proiecții. Adică eu am o relație și proiectez o relație, să zicem, de iubire în care zic că celălalt este unic. Nu, el e unic în datul lui. Ideea dacă eu experiez, adică în unicitatea lui. Da, în unicitatea lui. Da? Care, și revenind la poveste, este nu doar corporală, care e vizibilă, cu o marjă de asemănare între noi, să zicem așa mai departe. Ci și presupune și celelalte ordine de realitate, nu? Asta vreau să spun. Da, în care se distinge. Atât energetic și prin acel suflet pe care ăștia îl recunosc ca universal. Adică da. Subtilul și informalul, ca să fac suprapunerile, poate... Nu! Subtilul și informalul sunteți tot într-o zonă a manifestării. Da. Adică e un ternar, dacă vreți, al manifestării, al ființării, dacă vreți, în zona aceasta. Aici, nu... Încercam să fac o suprapunere pe grosier. Aici, da, subtil, da, aici... energetic, sufletesc informal, dar... Nu, neapărat justificată. Nu că da, se poate. O identificare de termen. Îi mergi și la ei, să zic așa, și în sensul de și principiu, dacă vreți, purușa, poate mai limpede, să, așa, este informal. Da, da. Dar e și un informal, acum am vorbit apropo de cer în structura ierarhică a manifestării și de un cer în dualitatea principiului manifestare. Și atunci cerul ăla are un sens informal, în sensul acesta energetic, subtil, da? Dar e și un informal în sensul de principiu propriu-zis. Mai că în sens creștin forma este baza. Numai că Tatăl nu e principiu și nu e informal, la ei totul raportul vine de la cumva de la neformă la formă. Și cumva trebuie refăcut procesul invers de resorpție. Am găsit și în teologia creștină expresii de genul arhe, principiu referitor la Dumnezeu Tatăl. Da, am găsit acest. Da, acum nu neapărat. Era să insistă pe ideea de arhechip, da, poate mai rotund decât principiu, să zic așa. Arhechipul Tatălui. Și arhechipul au și această apropo de condiția triadică, mult mai clară. Când spui principiu, că aproape te inevitabil cumva te ții. Da, e interesant că principiul aici nu are o condiție triadică. În reflecție extra-orientală. Asta vreau să zic. Și monadic. Asta zic. Nu? Da, da, da. Asta zic. Când zici principiul, și de fapt e aproape statuat că principiul, dacă gândești și în raportul ăla de ei, când vorbește principiul, tot și o zonă cumva monadică. Și după aceea zic că revenim la schema. Da. Coborând în manifestare a eternare. Da, 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 da. Când aici se punește, cum zice domnule, dar revenim la schema. E interesantă vis-a-vis de tipuri de ternari. Genuri asta, tipul sau genul spune, da. Folosește ambii termeni. Faptul că contează pe ce tip de realitate aplici această schemă ternară, da? Cu ce ordine de realitate. Și asta l-am spune și Gheron, domnule, că sunt unii care chiar și în Occident au fost chiar secte care asocia că paranteză, raportul acesta al Marii Triade, el mai asociază cu tatăl, mama și fiul. Tot tatăl, mama, da? Așa că din care rezultanta este fiul. Sau pe altă schemă am văzut Purușa fiind Duhul Sfânt. Aici și Prakriti fiind aici, Maica aici vreau, Domnului. Aici vreau să ajung, pentru că zice, dom'le, e greu să asociezi Marea Triadă din extremul Orient, care pornește la doi, care rezultanta sau da, produsul al treilea, cu chiar cu treimea creștină care pornește la 1. Tatăl naște pe fiul și deci vârf de triunghi în care pornesc celelalte două vârfuri pe baza și acolo pornește de la 2 și da, e diferență din punctul ăsta de vedere, da? Și atunci asta zic că fără a discuta despre ordine de realitate, schema e alta. Adică când ai văzut schema asta, e clar că când ai varianta de maritate, nu ai legătură cu creștinismul. Da. Numai din, că îți pornești așa. Deci numai ca schemă. A tipului de raport care ți-l prezintă, de relații care îți prezintă schema și cum apar
cum se structurează, să zicem, așa, ternarul respectiv, e clar că noi avem altă schemă. Deci, da. Din punct de vedere canaliză, apropo de teologii noștri, urmărește toată schema. Vezi dacă, că dacă ai schema de la 2, care rezultă între 3, e diferită deja care e principiul care se bifurcă, da? Aici am înțeles în general... E diferită, da? Nu, ca să revin cumva. Da. Sau să continui. E, zice, domnule, e greu să asociez cu schema aceasta a treimii. Dar aici, pe de o parte, există, apropo de la raportul tată, mamă și fiul care e produsul lor, deși și aici e o chestiune, că, în fine, da, să poate să vorbim. Sau Purusha, Prakriti și Purusha. El zice că unii au făcut din Duhul Sfânt principiul feminin, că au fost și în creștinismul care au zis chestia asta, și atunci au făcut o... Referiți la sofiologie? Și sofiologie, dar și înainte a mai fost, sau mai fost tendințe genul ăsta de a asocia... Principul feminin din treime fiind Sfântul Duh. Da, dar și atunci asociezi cu maternitate și faci o relația triadică, o vezi altfel. Și pe fondul ăsta, zicea, da, domnule, nu poți să asociezi, aici sigur că este și eroarea lui Genon, nu poți să asociezi Marea Triadă cu ternarul și schema aceasta cer, pământ și omul care unește în sine respectivele, sau tatăl, mama și fiul, da? În schema asta. Dar aici zice, domnule, asta ar fi valabilă, deși spune cu anumite rezerve, spune și el, dar chiar, de fapt, chiar fără rezerve te duci în altă direcție, nu mai ești în creștinism, a raportului, a nașterii, a întrupării lui Hristos, cum ar veni. În sensul care asociază Purusha, principiul, cu practic, care este natura sau mama. Principiul pasiv? Nu? Da, activ, pasiv și unirea între ei ar fi Hristos. Și, de fapt, nașterea ar fi, rolul, să zic așa, de Duhul Sfânt ar fi Purusha. Da? Care unirea cu natura ar fi rezultanta Hristos. E, sens creștin, asta iar e o bază acolo, în sensul că nu poți să asociezi, ca să nu zic că este o relație foarte clară între, dacă vreți, între treimea propriu-zisă și întrupare. Adică nu poți să decupezi fiul care se întrupează, care și-a sus, se numenește, așa mai departe, cu doar această schemă relațională între Purusha și Prakriti, în care Purusha ar fi echivalat, zic așa, cu Duhul Sfânt și Maica Domnului ca nașterea cumva supranaturală, atunci fiul apare așa, dar atunci nu mai e foarte clar tatăl și Purusha ar fi chiar și tatăl, dar și Duhul Sfânt, dacă se naște prin el, adică apare un talmeș-balmeș care nu are legătură cu creștinismul. Și doi la mână, e foarte, asta a insistat și pentru că a insistat și teologic, că firea umană în Hristos nu e doar corporalitatea, nu e doar natura în sensul ăsta, este și suflet și corp, da? Și sufletul nu e doar în sensul ăsta individual, de jivadma, ca natură subtilă, energetică în Hristos. E sufletul despre care vorbim ăsta, ființial, da? Și atunci și în Hristos e natura comună, ființa comună cu a Tatălui și a Fiului, în sensul de dumnezeire. Deci este legat, nu poți să decupezi, adică cuvântul ad intra, teologia de cristologie. Cu ad extra, da? Nu? Da, bineînțeles, da. Adică lucrurile trebuie văzute, că așa și sunt, nu că, dar dacă vrei și chiar în sens riguros teologic sau creștin. De aia și am insistat și când s-a putut că e nevoie chiar și astăzi să discuți cumva și teologic, dar și antropologic și cristologic, cumva dacă vreți cumva, adică ca să ai o viziune coerentă. O viziune coerentă și să nu substitui, pentru că dacă vă puneți la aceeași ordine de realitate, da, aplică o schemă teologică sau antropologică, zic că e același lucru. Păi nu, în primul rând să ai distinția între creat și necreat. Da. Astea ar fi ordinele de realitate? Ordine de realitate, în primul creată și necreată. Creatul și necreatul. Bineînțeles. Și după aia, fundamentale. Și după aia și creatul și necreatul trebuie să-l distingi în ordine de realitate subsecvente, ființe și energii create sau har, deci necreate. Necreatul nu e subiectiv. Da, și așa mai departe. Atunci, în logica lor, creatul este zona manifestării sau da sau ființării sau cum vreți, deși spun chiar și ființă, dar care e sub principiul, că am mai vorbit de chestiunea respectivă, da? Și atunci la ei necreatul ar fi acel principiu, la care are ajunge la tipul lui monadic.
Da, și atunci nu apare treimea și așa mai departe, știți? Adică este, și atunci din perspectiva asta, dacă asociezi, se zice, nașterea hristică, că toți suntem aproape de sărbătoare, cu relația purușa prakriti sau mama, tata și om universal, sau era expresia lor care este cer, tienti și om, huen sau gen, da? Dacă asociezi așa, Hristos ar fi conform acestei mari triade. Dacă mergi pe pista asta, nu ai legătură cu Hristos revelat. Da? Tu realizezi această schemă, da? Acest tip de articulare. Și atunci au o astfel de structură, zicem, masonerie sau cutare ce vorbea acolo că au făcut asta. Dacă mergi pe schema asta, nu ai legătură cu creștinismul. Pentru că, evident, dacă acoperi doar pe purușa și pe preacăt în relația asta și o articulezi în forma asta, ăla nu e Hristos. Atunci ajungem la mulți Hristoși. Adică fiecare dintre noi care realizează o unire de acest gen în el însuși, Da. aș, ca și cum el e și un, el un Hristos. Păi nu poți să fii că... Păi aceste paralelisme le face chiar Ghenon, am văzut că da, la un aici, moment dat aici, face niște identificări aici identifică, nepotrivite. Identificările astea, da. Face niște trimite. Da, da, da. Pe până la urmă e limita abordărilor metafizice nerevelaționale. Dar pe de altă parte și sunt, trebuie văzut și partea altă. Că și el, dacă vede la un teolog care zice, dom'le, face asocierii între o treime, orice treime, unde vede trei, înseamnă că e treime și reflexii ale treimii peste tot. Și cu, fie că e Trimurti, fie e tipul Hana sau așa ceva, Da, tot da. aici suntem sau mare așa, ajungem într-o varză, din punctul ăsta de vedere. Atunci și tu, din punctul de vedere al analizei, până la un punct, problema se greșește, ca schemă, poate e interesantă chestia. Dar zic că nu, schema e doar un mijloc de a avea, vedea, sau o diagramă, dacă vreți, a Deci tipul, aceste scheme trebuie respinse o cumva, hartă. ca similitudini. În primul Cu ordine treimea creștină. de realitate. Nu mai vorbesc de caracterul personal, ce înseamnă persoană și așa mai departe. Când Sfânta Treime sunt trei de persoane. Deci nu e doar, nu Să știu, acest ambigui. sau și natura respectivă. Că și persoana trebuie să o discutăm, că și la noi se face confuzie. Persoana, până la urmă, în sensul în care acceptăm și Părinte Gherase și Părinte Stănoie, în acel apofatism, chiar antropologic, are o ființialitate. Aveți că aici este confuzia și am mai discutat că zona asta Ghenon pune ființa ca fiind sub principiu. Dar eu aș zice, da, bun, dacă ai pus așa, trebuie să înțelegi că ființa aia, ce spui tu că e sub principiu, pentru mine este energie. Și principiul adevărat, ca realitate fi, De fi, suflet. ființialitate, da? Ideea e că acel principiu, dacă ai spui tu, sau care ai spui tu principiu, dacă să facem corespondențele, la mine ăla e și triadic. Nu e doar o treime ca un Ishvara, care are o treime în relație cu lumea. E, mi s-a părut că el aduce, așa mi s-a părut mie, că el aduce ternarul în manifestare și că de fapt ternarul ăsta e un coaternar, poate pitagorician. Deci, pe această schemă tripartită, suprapune un principiu care este realitatea absolută. Iar această tripartiție, așa mi s-a părut mie, că eu o aduce în zona manifestării. Păi nu, jocul este să zic, în zona manifestării, în principiu. Dar ce vorbea Vita din aur, faptul că vorbește și de o relație pornind de acești doi poli, cer și pământ, sau ca crușa și practic, să spunem, atunci aici e și un alt tip de raport, nu mai sunt numai sunul manifestării. Adică din perspectiva asta metafizică. Adică zona de purușa nu e zona manifestării, zona cumva a principiului. A principiului Dar nu non-manifestării. principiul însuși. Ba da, el duce în zona asta, da. Cum e Brahman sau nu, care era, da. Adică, din punctul ăsta de vedere, există și o formulă de a integra, de a articula, să zicem, numai că treiul ăsta e discutabil. Exact ce am vorbit. Dacă apare sub forma de doi care sunt complementari, spune că sunt complementari, nu sunt contrari, da, să zicem chestia asta, cu asta până la urmă, e în regulă, până Da. la urmă. Polaritate complementară. Unirea lor ar fi terțul. Păi, dar e un terț real ăla? Nu e. Și de fapt, dar de ce e important, așa, că vis-a-vis ce spune dumneavoastră, în formula aia respectivă, nu e doar în zona manifestării.
Când articulezi și Prusia. Și e posibilă și o zonă deasupra. Într-o integrare înseamnă că le cuprinzi pe ambele. Atunci nu ești numai internarul acesta care spuneți în zona manifestării, care ar fi un internar care are chiar o verticală, vezi că și verticală, paradoxal. Că vorbim de orizontală și verticală, vorbim și el ternar pus într-o zonă orizontală și nu chiar în zona verticală. Dar există o verticală foarte importantă și interesantă. Există o verticală a energiei. Exact cum vreau de nivelul subtile de energie. Adică o verticală a manifestării. Nu e doar o pe care evoluează ființa umană. Poate să evolueze pe această axă. Dar această axă, centru acestei această axă, da, vorbește de chestia. Omul este un mediator din punctul de vedere, poate să fie. Dar asta tot când este tot circumscris, să zic așa, într-o zonă, omul acela al, că fost o expresie, omul venerabil, să zicem așa, nu omul la transcendent. Omul transcendent sau omul universal face și articularea între acest principiu transcendent și manifestare. Nu știu că sunt, cred că da, sunt da, clar, da? Da, da? Ăsta alt este median, face unire între un cer al manifestării și un pământ tot al manifestării. Da. Da? Și atunci este paradoxal o verticală a interiorul manifestării. În interiorul manifestării. Adică la termenii orizontale, verticale, dacă nu îi aplici pe ordine de realitate, că aici ai dreptate într-un fel. Numai că ei nu realizează că ordinul de realitate al principiului poziției este și tot creat. Aici este șmecheria. El nu explică. Adică au înțelegerea. Și nici nu ai cum să ai fără revelație hristică, până la urmă. Da, poate întrebarea ai putea să ai. Adică se observă că manifestarea este legată de acest principiu. Cumva. Cum exact, cum corpul nostru este legat de sufletul nostru. Când murim, de-aia, de ce nu mai rămâne? De ce corpul se alterează? Că apare ruptura între suflet și corp, nu? Că de fapt altcineva ține în viață. Noi avem impresia că îl ține numai cu mâncarea, dar nu e numai atât. Da. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, este această relație, să zicem, și între acest principiu non-manifestat și manifestare. Dar verticala și orizontala poți să le aplici și în manifestare și în raportul între manifestare și nemanifestare sau ne oprim în limbaj. Dar e important ordinea de realitate și asta nu se înțelege, că de fapt acest principiu care este într-adevăr de care depinde cum am manifestarea, el este creat. Exact cum corpul nostru depinde de sufletul nostru. Da. Da? Dar faptul că depinde corpul de suflet nu înseamnă că sufletul este de la sine și prin sine. El spune că e necreat. Cum? Că asta sugerează. E așa un creat, da, absolută. Că ăla e createa absolută, da. Dar, în sens creștin, de fapt, conștientizez că acela este chipul tău creat. Asta înseamnă că ai conștiința originilor dincolo de el. Și ai punctat ideea asta de chip iconic. Adică ești într-o asemănare inefabilă, extraordinară, care ajunge, sau ajunge greu la realitatea și nu ajunge nici ei la conștiință mulți. Și nici noi, conștiința directă de suflet, ca atare, că vorbim de suflet și noi, toată ziua, suntem cu el în gură. Dar, trebuie să ajungi la ea. Da, ca realitate, exact cum să ai concretețe, exact cum pui mâna pe mână și simți că ai o mână, exact cum energiile subtile, poți să le simți când ai experiența, ai și sufletul, e o supra-concretețe. Să zic așa, dau concret, în sensul de prea plin de concret, să zic așa, da? Dar nu prea trăim cumva, noi mai degrabă și noi ca trăire efectivă trăim... Tot la nivel subtil. Da, și chiar organic. Și biologic. Și biologic. Biologic cu asupra de măsură. Da, 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 da. Și simțirile, de multe ori simțirile astea amestecate energetice, cu emoții, cu simțiri, cu umor și astea, e zisă trăire, zisă sufletească, dar e o amestecătură. E o eră biologică și transformările, miza transformărilor acestei ere e pe plan biologic. Da, nici măcar nu merg spre energie, s-a evoluat dinspre energie, spre corporalitatea grosieră. Aici e și partea care se încearcă modificarea decisivă și se spune că asta e schimbarea subiectului. Azi e nenorocire. Da. De fapt aici este aici se va schimba subiectul da, da. Și că se va trece la o eternizare a grosierului, a materiei. Ceea ce e o înșelare, nu? Cum a spus. Poate cea mai mare țeapă. Cea mai mare. Aici e miza modificărilor transumaniste, nu? Da, adică din câte înțeleg da, eu. Da, și aici are noi mă și ceva.
faptul că tehnologia nu poate să intre decât pe natură subtilă energetică. Asupra... Are acces întrebare pe natură Eu cred că subtilă? Ușor, ușor începe să aibă acces, dar eu așa cred. Tehnologia a ajuns să facă șmecherii, cred că este. Hai că faceți trimite la un ADN. Chiar mai subtil decât ADN, cred. Adică a fost, Patrick Duhon, făcea testele, că am avut o dată de, făcea teste în America prin anii 89, da? Nu cunosc, nu știu. Făceau teste la centru, la, cred că au și un proiect de la armatei americane. Deci el era de asta cu vizualizări de corpuri etere și așa mai departe. Da, da, bun, și ăștia studiau chestia respectivă. Acum 30 de ani, mă gândesc că au făcut o mică cartografie de zone de genul ăsta, știți? Mă gândesc în 30 de ani, adică s-au fost preocupați de mult de chestia asta. Dar tehnologia asta nu privește și astfel principiu. Păi aici e problema, că, că ea o transformă, cum zic, eu... Adică spre realitatea de suflet. Da, deci este antimetafizică. Adică nu zic că e doar anticreștină, e și antimetafizic. Adică nu își pune nici măcar problema acestui suflet nemuritor. Și atunci el creează ca o fel de interfață. Își bagă el, cum se băgau la țară, la horn, aia, tabla aia, între, ca să țină căldura. Acolo unde fumătoarea din pod. Unde ai contactul, vine și îți bagă tabla el. Știi? Și atunci te ecranează. Te separă, da? Și aici, că se pardon de expresie, drăcia undeva tehnologică. Că îți anulează, caută să anuleze nu doar relația cu Dumnezeu. Cu partea ființei tale. Și cu partea ființei tale. Și aruncă la gunoi. În sensul de suflet. Păi da, te faci, îți bagă tabla. Deci doar atât. Între astea și doar atât. Și aici trebuie umblat. Și de acolo el lucrează, că asta e interesant. Atunci, lucrează pe carcasă. Pe carcasă și pornind de la partea asta energetică, să zic, chiar unii. Nu doar la chip, dar și la zona asta de... Dar mai puțin energetic, cât mai grosier. Puțin, mai grosier. Și? Dar cred că poate să intre și pe acolo. Sau încearcă. Nu cred că are încă pârghiile suficiente. Nu știu că sunt de dezvoltat, dar cred că sunt cele dezvoltate. Sau au sesizat. Nu în sensul. Că se 100%, trebuie 100%, dus și dincolo, nu? 100% cred că s-a sesizat. Ca să mergi într-o zonă. Pe un oarecare spirit. Asta este confuzia. Că aceste stări, și aici mă zic, domnule, nu poate să-ți controleze liberul arbitru sanghi. Că liberul arbitru în zona asta de energetic ajunge să-i controleze, chiar și emoțional poate să te influențeze. A, sufletul ăla în sensul de esențial nu poate, pentru că nu ajunge acolo, aici e o chestie. A, deci ajunge la minte și la cognitiv. Dacă mintea și cognitivul... Pune controlul. Da, dacă aici e o problemă. Dacă cognitivul și mentalul înțeleg... Ca natură mă refer, energetic subtil, cum zic și ei cei de aici, așa, ăla poate să-l influențeze. Ca funcția creierului. Mintea ca funcția creierului. Nu numai ca funcție, și poate chiar ca structură subiacentă. Nu doar ca funcția care ar fi un produs al creierului, că aici este psihismul. O secreție. O secreție, adică și ca substrat, să spun așa, da? Dar dacă pornesc pe chestia, atunci el nu poate... Ca produs. Ca produs, cred că îl recunoaște mai greu ca produs decât ca substrat. Da. Și produsul, da. Dar mă refer aici chiar, poate, dacă se poate merge chiar pe substratul energetic. Aici se controlează mintea. De a influența chiar statul ăsta, așa. Da? Și atunci, din punctul de vedere, e discutabil să zică unui domn, stai așa că zice că liber arbitru nu poate să influențeze. Păi e mai complicată problema, adică antropologic. Într-adevăr, și eu sunt convins că sufletul în sensul ăsta de ființialitate nu poate să ajungă la el. Dar dacă n-ai ajuns tu la el... Dar poate să fie amputat prin minte, prin controlul minții. Dacă tu n-ai sau ajuns, ecranat, cum a spus, tu n-ai ajuns cu tu tabla la el, aia dacă, plină de funingine, nu? Dacă tu n-ai ajuns la el, să nu fii așa convins că nu te influențează. Adică tu ai liber arbitru și decis. Nu e totdeauna valabil. Până la urmă există, adică o din punctul ăsta de vedere, sufletul ăsta ființial e miza mare. Adică și salvarea. Și care, sigur, în sens creștin, nu poți să-l atingi fără renașterea baptismală, fără renașterea prin botez, așa mai departe. Ca deschidere, ca conștientizare, e deja un proces de angajare a ta spirituală, da? De conștiință de suflet, da? Și de cristificare. Da, și de procesul ăsta de îndumnezeire, da? Adică asta e altă discuție. Dar dacă te bazezi pe un liber arbitru, doar locat, să zic așa, în zona asta energetică, mentală,
subtilă. Să nu fii sigur că acolo nu te poate manevra. De-aia poate chemarea, apropo de isihaz sau de mistică, ar fi aceasta de... Redescoperirea realității de suflet Da. ființiale. Da. Dar Ca acolo spuneați este... într-o realitățile trecute că și tipare creștine rămân blocate în zona cognitivă. E adevărat? În ce sens? Nu Deci, știu. efortul duhovnicesc A. rămâne blocat într-o zonă a minții, a spus într-o Nu, discuție că anterioară. vorbeam la... Pornisem de la... O învățătură despre gânduri, cred că dacă e vorba de respectiva chestiune, la un părinte îmbunătățit. Deci aici se Și pot lua, atunci poate făcând această similitudine forțată, se pot lua de mână și transumanismul și un anumit efort limitativ. bine, într-un fel, miza, să zicem, e, dacă vreți așa, e trupul. Sau trupul ca unitate, concepem de grase, suflet, corp și îndumnezeire, dar și corpul. Adică, eu vorbesc de suflet, dar tot în vederea recuperării chipului integral a omului integral. Asta trebuie că se poate să se înțelege sau să rămână. Adică a integralității persoanei. Da, a Nu vorbim numai de personalității. realitatea de suflet, ci de omul în Bineînțeles, integralitatea bineînțeles. sa. Dar și ei, Dar realitatea de suflet cuprinde integritatea umană. Asta vreau să... când ea se activează, ea trebuie să o Adică, vizeze. Dar, într-un fel, cumva și ăștia vor să subjuge și individualitatea și corporalitatea să o stăpânească. Dar e cel mai ușor asta. eu trebuie să o recuperez în sensul ăsta, dar băgând această tablă, să zic așa, între ele, el de fapt îți ecranează contactul cu propriul suflet, nu mai cu Dumnezeu. În acest sens ăsta ființial. Și asta adică e pierdere fundamentală, deci e gata. E ca o zombizare, ca să zic așa. Da. Dar chestia cu gândurile, de asta revin la chestia asta. De acum miza și Părintele Iglesias mi se pare că a sesizat foarte bine acest aspect. Și părea mea că trebuie să vorbi despre el în sensul ăsta, că eu am ajuns sau n-am ajuns. Poate am înțeles câteva idei, e bine să le avem ca orientare. De aia mi se pare că și paradigmatic, Care repere isihaste. care repere isihaste și contemporane, dacă pot să spun așa. Cumva originale în context. originale, de aceeași timp vezi revendicate și chiar cu un specific tradițional al locului, Patristic. Și al locului. și al locului. Și chiar mi se pare important. Pe de altă parte, de aia, cumva, ca abordare, tot Specific al locului filtrat patristic. dacă abordare isihastă, contemporană, raportat la această învățătură despre gândul în care te lochezi, să zicem, mistic, foarte mult în zona asta a gândurilor, Și ai eliberări de patimi, se eliberă de că tot patim, aici e zona, nu? da, zona aceasta, cumva, trebuie decongestionată, dacă vreți, paradigmatic. Adică eu trebuie să arăt, eu am înțeles că Că e necesară și... mintea face și drege așa, facem și gândurile și astea, dar ce facem să descoperim sufletul, dacă pornim la premisa că el este dincolo de minte? Și de realitatea asta, că atunci rămân și eu, dacă vreți, ce ajung în altă formă de război parapsihologic, Sau într-un doar blocaj. că eu mă folosesc de Hristos, în această dezbatere sau așa, în acest tir, să zic, da, cu gândurile și cu duhurile și cu așa mai departe. Mi se pare un blocaj la nivel de pedalion. Asta. E și asta o formă dar mie mi se pare că Nu? e Cam nevoie. așa, nu? Da. Cred că adică, Sau sunt etape păi nu, care trebuie depășite, nu? E o etapă necesară, da, nu? dar ideea e dacă vedem așa. Dacă vedem ca etape, e o deschidere Sau ca și capăt. sau ca un mod de a fi, da? În sensul că aici, Dacă vedem ca și capăt cognitivul și da, sau dezbărarea. duhovnicia cumva care se petrece în zona asta a gândurilor care le filtrez, le întâmpin, le domin, le lasă treacă, le cutare. Asta se întâmplă și dacă ai o conștiință a sufletului. Dar tu, conștiința ta de relațională și de prezență de altă natură dacă este în finițialitatea asta. Și atunci eu am o raportare și la gânduri. Nu zic că nu ai o raportare în sensul ăsta ființial. Dar e dinspre ceea ce transcende gândurile. Și aici rămâne în plan uman deocamdată. Cum a zis, o negație de depășire. Da. Această negație sau acest blocaj, nu? A Dacă, adică fumătorii carcasei trebuie depășit. da, adică, expresia, trebuie să-i tragi omului tabla. Adică să iasă pe horn.
și iese de ieșit așa mai departe. A, mai prezi din căldură, dar poate spargi legătura cu și faci un pic de aerisire. Aerisire. Să revenim la schema. Da, acum ele se leagă cumva, adică structurile acestea ternare, triadice, deci până de glasia, ternarul și schema asta triadică. Triadică, da. Da, e la o dată medicina isihastă, chiar medicina isihastă, că mulți oameni se duc, folosește el, că am mai specificat și o chestie, că am înțeles eu, că așa că nu mă dau în... și în medicina isihastă vorbește la un moment dat, folosește termenii yin și yang și unii s-au alertat. Apropo de ce vorbeam? Păi folosește. Că îi folosește și că e neapărat că e, păi nu, urmărește apropo ce zice, că aici zic, păi și noi uneori suntem superficiali, să zic așa. Urmărește schema Nana. Adică... Și încearcă să o traducă. Să o... Și urmărește tu cititorule, că apropo de triunghiule care am vorbit, la Părinte Ghelease schema triadică la medicină bagă un neutru și neutru el e chiar un terț la el. La el nu e cum am vorbit, este yin și yang, și unitatea dintre ei în yin, în yang, yang în yin și e un cerc și ele formează, da, o unitate prin această întrepătrundere. Da? Și treiul nu e foarte clar decât dacă e supra principiul la care le, cercul care le circunscrie, dar de el zice, nu dumne, ai neutru, yin și yang, din neutru iese și procede yin și yang. Și atunci ai schema despre care noi la început. Partea de principiu, de vârf de triunghi în care... cu baza în jos. Cu baza jos, da? Păi acolo nu mai ești în marea triadă chineză. Și atunci, iată de ce poate fi utilă o analiză din aceasta pe un triunghi sus și în jos ca să vezi tipul de raport, da? Și sigur pe aia și pe ordinea de realitate. În oglindă e o altă modalitate de a vedea religia extremă orient în interpretarea despre care vorbiți a Părintelui Ghelease vis-a-vis de ceea ce spune René Guénon. Deci atunci abordez pe tipul de ternar sau de raport și pe natura intrinsecă, să zic așa. Adică vorbește un ternar, o triadă energetică, aici vorbim de om. Da? Și de un chip sufletesc, da, triadic. Ei n-au, și ăla e pe schema, tot pe schema neutru, yin yang sau triunghiul cu vârful în sus, da, și baza. Atât că și el are sufletul are conștiință, memorie și limbaj, da? Dar tot conștiința este vârful care se desfășoare ca limbaj și ca memorie, da? E clară. Adică el, dacă vrei o analiză așa a structurii ghelasiene, el e acel, să zicem, replică analog și în corespondență și dacă vezi în asemănare, modelul ăsta, să zicem, dacă trimim cu vârful în sus și cu cele două, da? Da. Dar unde se pot inneschi? Pentru că yin-ul și yang-ul e cumva în zona manifestării la indien, în zona energetică, să zicem în termeni ăștia. Și energetic creat, în legătură cu harul. Da. Cu negreatul. Da. Și aici părea mea că e un subterfugiu la Guénon. Adică prin faptul că el zice că, dom'le, yin-ul și yang-ul se întâlnesc într-un terț. Asta m-am spus, când pornești la 2 la al treilea, ca la alții un produs sau o sinteză sau, eu știu, o rezultantă, nu mai e un terț foarte real. Da. Da? Că dacă o luăm și așa, vezi că și asta e o asociere. Păi bă, una e când, dacă am tată, mamă, păi fiul e al treilea, că se vede că e al treilea. Dacă am tată, purușa, mamă, prakriti, unde e al treilea? Că sunt ei una așa, dar atunci cum ar fi în copilul și tata și mama, dar nu se mai vede diferența. Nu știu dacă sunt clar ca reprezentare. Da. Adică asta cumva e o eludare cumva a treiului. Adică e prezumat. Știți? Exact cum prezum eu că un copil este și tata și mama și e adevărat. Și un neam întreg poate, da. Dar el e totuși un terț copilul. E de aceeași substanța aceea, nu, mai că e altul, chiar și chiar altul. Dar și tipul ăsta de discurs ghenonian recunoaște, zice, voi sunteți într-un ternar, este un ternar al manifestării, voi trebuie să treceți dincolo, la ezoterismul principiului. Voi aveți un ternar, ternarul e real, e în zona manifestării, vă mișcați în el,
cu cerul, cu pământul și cu omul care merge pe vertic, pe axa asta, dar trebuie să vă duceți dincolo. Păi asta e întrebare. La roșu sau în hermetism. Da. Întrebarea exact în asocierea iară cu învățătura despre gânduri. Păi ajung dincolo de gânduri? Întrebare? Sau rămân tot în zona asta de, nu? Asta e o întrebare și creștină. Păi aici a făcut cumva asocierea. Adică de ce un ghenon sau îmi zice să trec dincolo? A, că face confuzie că acel dincolo e divinul sau e însă realitatea ultimă sau absolută. Aia noi trebuie să înțelegem. Creștinism nu e așa. Dar nici nu pot să zic că în creștinism eu am doar o relație din manifestare mai cu Dumnezeu. Da, care mai e manifestarea la nivelul minții, nu? Da. Adică rămân, eu nu recuperez, de aia am insistat și într-o imanență blocată. Pe acest caracter isihast. Și există și o formare duhovnicească specifică pe acest tipar. Păi, da, pentru că Părinte Gheleasie, da, și chiar e... Solidă. Solidă, da. Solidă ancorată în realitatea cotidiană. Da, mentală. Eclezială. Da, mentală povii, da. Și de-aia la isihast, da, bun. Acum zice și aici miza e a Părintelui Gheleasie. Asta vrem să... Da, în sensul că se spune chiar, dacă vorbim de mistică isihastă, te spui și problema de unei duble misii, de restaurare, iar restaurarea implică tocmai această transcendere de sine în sinele tău adevărat, adică recuperarea lui, dar din perspectivă întâlnirii cu originii, cu originea acestui sine, care e chipul Dumnezeu, da, absolut, și acea paradigmă după care ai fost creat, chipul Dumnezeu din tine sau chip iconic, nu știu, Părinte Gheleasie, da? Și atunci eu trec de aici în mine, dar Dumnezeu e aici, da? Eu sunt aici, dar nu doar de aici relaționez cu Dumnezeu de aici, adică doar prin zona asta energetică sau de gânduri. Și trebuie să recuperez și natura mea fundamentală și sufletul meu și în relația lor. Dacă vreți, trebuie să am chipul integral al întâlnirii cu Dumnezeu cel viu. Când dacă rămân în zona gândurilor, eu, într-un fel, partea mea chiar sufletească, ființială, creată, rămâne cumva, nu reieșea din discurs. Neapărat că se recuperează. Dar nu zic că se ajunge la acel duh, cumva. Dar, vezi, pot să-l iau ca punere în atenție a unei viziuni încă de la început și atunci orientarea mea, că știu ținta, este mai, cum zic, mai complexă. Sau este secționată și în etape. Da, și pot să o gândesc așa sau pot să nu am foarte cală. Și atunci pun accent, de-aia pun accent pe zona asta că vreau să curăț zona aceasta de energie sau de gânduri și de simțire, da? Ca să am o întâlnire nepătimașă cu Dumnezeu, dar de fapt eu trebuie să am o întâlnire integrală și trebuie să mă recuperez și ca suflet dincolo de energie. Și energiile trebuie să, nu doar să le despătimesc, trebuie să le integrez în chipul de suflet în acest parcurs de iconizare ca în dumnezeire. Astfel adică trebuie să le fac și această întregime a participării mele. Așa, și puțin așa am înțeles. Și din punctul ăsta de vedere, mi se pare... Păi văd o axă de genul ontologie, sau e invers aici. E o ontologie, metafizică și teologie. Da. Ca ierarhie, da, să-i zic așa, da, să ai ființe, de cum da, să-i zic. Da, poți să fie poate gândi cumva așa. Dar sensul ăsta metafizic, o să vedeți că sensul ăsta e cumva, e imanent, ca să zic așa, da? Metafizic în sensul ăsta că a scurgut. Sau este încă în imanent, dar eu trebuie să trec în zona teologică. Da, să ai întâlnire. Să ai întâlnire, da, în zona aceasta. Nu, nici să rămâi ca așa. Triadica are echipală. Da, nu? Bineînțeles, ca trei de persoane. Sau să-mi regăsesc această amprentă triadică. Da, dar aici mi se pare că miza, vedeți, și insist, paradoxal, este chipul omului. Hai să vedem care este, ca să știm pe ce mizăm. Sau, miza este, dintr-un alt punct de vedere pe care l-am menționat, de paradigmă transumanistă, modificarea chipului omului. Ascunderea chipului lui, nu în primul rând, da. Chipului adevărat, da? Și... Și la propriu și la figurat. Un fel de... Liniuță figurarea. Desfigurare și, omului. Și, dacă vreți, posedare tehnologică. Adică un fel de... Nu e demonizare... Sau așa, așa dezantropologizare. Pentru că nu mai ești om. Sau nu mai ești pe drumul de a nu mai fi om. Da, și dacă vreți, și o posedare, ca să zic demonizare, deși ca interfață. Dacă te gândești și tehnologia asta care duce în zona asta
are ceva demonic, că dacă ai fi om orientat, nu te-ai duce în zona asta, ți-ai vedea de, că ai altceva și de făcut. Și bine că am o tată, că amestecă adevărul cu minciuna. Da, bineînțeles. Și atunci se amestecă... Se... Da, numai că m-a spus asta, zic, interesant, că ea nu e doar, să zicem, atee, e și anti-umană, adică, și, și anti-metafizică. Adică, da, e anti-umană, da. Că de-aia zice post-umană. Da, pe de asta eu... O depășire a umanului. Un subter, înspre ce? Înspre ce? Păi aia, că de fapt, dacă tu îi spui că omul are, cum se a mai semnat dezbaterea asta în știință, că sunt cei din mișcarea New Age, care spun, domnule, stai așa, e și un soi de metafizică. Păi aici nu, că nu există. Atunci își permite el să intre să îmbunătățească tehnologic. Este o metafizică imanentistă. Să-i zicem, da. Și instrumentarea acesta tehnologic, dar care, asta poate trebuie înțeles, că este o alterare a chipului omului propriu-zis și de fapt o ascundere a acestei taine, a sufletului nemuritor al omului. O deposedare nu doar de întâlnirea cu Dumnezeu, ci și întâlnirea cu tine însuți. Adică dublă. Exact cum începe în Iglesia, că noi, mistica este asta, e dublă mistică, de restaurare de sine și de întâlnire cu Dumnezeu, și care se petrec cumva concomitent, când tu te restaurezi și în întâlnirea cu Dumnezeu. Că el este, sau te restaurezi întâlnindu-te cu Dumnezeu. Pentru că El este modelul, exact ca nisip. Tot timpul trebuie să vină forma aceea care îți redă conturul. Că altfel ești, devii evanescent, devii, te pulverizezi, da? Sau devii polimorf, să zic așa. Iar ei, atât, practic atât ruptura de întâlnirea cu Dumnezeu și de tine însuți. Și tine însuți. Și aici este, într-un fel, cum zic, gravitatea majoră. Pentru că nu mai recunoști măcar om în taina lui. Adică tu ai cu Dumnezeu, ai avut vorba aceea, ai ceva cu Dumnezeu. Bă, dar ce ai cu omul? A, că e asemănare și poate nu vrei să-l linci aici, vrei să-l desfigurezi. Că undeva poate e și drăcia asta, că doamne, omul tot fi în chip, după chipul Dumnezeu, cumva nu-i convine dacă, nici dacă e om. Unul nu-i convine măcar chestia asta. Atunci hai să-l facem neom. Să-l facem, hai să-l modificăm. Hai să facem, hai să-l modificăm. Că dacă e om și ca om, bă, poate ne amintește de Dumnezeu cumva, că totuși nu trebuie să lăsăm să fie om. Nici măcar om. Că dacă ar fi lucrurile mai frumoase dacă ar fi, hai mă, că cu ce apoi de stenoaie, domnule, după, chiar dacă este ambiguitate, starea asta după cădere, ambiguitate, avea trei termeni, nu mai scapă, ambiguitate, contrarietate și, nu confuz, era încă, parcă, a căderii. De aici, chiar și în starea căzută, omul încă pasă, omul are o taină a lui, asta și până de grație avea niște parabole, încă pasă, are o chestie a binelui. Omul nu e atât de ca duhurile astea demonice. Nu e bușteanul protestant? Nici asta, dar rămâne o chestie are o chestie de bine cât de cât. E foarte greu să-l duci, de aia zice că să-și amăgește, că îl duci să-l înșeli cumva. Adică să facă rău ca atare, nu sunt mulți dispus să-l facă. Rău absolut. Doar să cumva să-i zice că le ia un bine, să cucerește care vine ca o floare a bine, cum ziceam, atunci te mai lasă și el cucerit. Că așa cum ar vezi că zice aolu că iese bine, că e viață, că o fi și o păți, știți? Adică dacă ar fi dumneavoastră, stai să facem rău, să distrugem, nu s-ar alia mulți. Adică asta spune indirect ceva. Da. Că nu se prizează așa ușor drumul spre rău, să zic așa, de către om. Mai mult e amăgire. Adică foarte multă amăgire. Adică e adus în eroare. E, da. E minciuna care, vălul iluziei, să zic așa, că merge pe... Pe drumul acesta. Pe drumul de a face chiar bine. Chiar umanității, chiar așa mai departe. Dar aici este marea... Deci aici este important, cumva, este important discuția cu cărțile pe masă. Păi discută, bă, ce înțelegi prin om. Ce înțeleg eu prin om. Hai să discutăm despre om. Dacă vrei, nu vrea, vrea să-ți impune, știe, pe tine te scoate de pe piață. Acesta e modelul. Asta e modelul și trebuie să... Împropriezi, așa. Să mergi pe direcția și nu miști în front. Asta vrem să-l facem noi și gata. Asta e omul nou și îl facem așa. Păi stai. Secularizezi complet. Și asta este cumva. Dar din punctul ăsta de vedere, poate să facem un col de așa, foarte interesant că chiar acest om amestecat. Om obișnuit.
chiar și omul, și omul obișnuit. Ghenonian. Da. Sau extrem oriental. Chiar și omul ăla transcendent sau venerabil și transcendent, care e mai mult decât omul comun, să zic așa, care trăiește cumva obișnuit. Da? A încercat și să scoate ceva din el, din forțe proprii, pe spese proprii, da? Ăla niciodată nu suportă. Adică orice zona asta cumva de elevare spirituală, un sens metafizic, cât de cât, nu este acceptat. Și de aici cumva o furie cumva monetică. Poate într-un fel de asta. Un război ideologic. Da. Că până la urmă omul... Și asta cumva... De pe metereze marxiste. Da. Nu? Da. Cam aici vine. Da. Păi aici contează, vezi, tipul de om. Care om, ce om propune. Acum vorbim despre om, dar care om? Interesant că vin cu un model antropologic clar definit. Da, da, de aici e important, vedeți că și noi. Post-antropologic, uitați-mă. Cum intrăm în discuții, de la nivel de mistică. Adică vreau să pare acea deschidere ghelasiană, aproape de ternar. E util până la un punct și aici. Aici vorbim de ordine de realitate, de natura realităților, ordinilor de realitate despre care le vorbește Ghenon. Identificarea realităților dincolo de termen. Ternarul care nu este doar din doi rezultanți și așa produs, și principiul și așa în creștinism din care apare 2 și 3, da? Și natura aia poate să fie ființială, poate să fie energetică, poate să fie creată, poate să fie necreată. Și atunci când ai, cum zic, paleta, așa, cauți să faci identificările propriu-zise. Că atunci dacă pe Hristos îl asociezi doar cu purușa și o practică așa, așa, ăla nu e Hristos. Dar te scot din schemă. Și ești Hristos, e altceva. Și nu că îi spun eu, ci că e... Că aici e problema. Bă, nu că spun eu. E că așa e. Pentru că așa e dat. Că așa e dat. Așa se descoperă. Adică aici pot să iau, că fac eu proiecții. Asta e o interpretare. O interpretare care mă duce, mă face pe ei tot un Hristos. Adică care nu mă ajută cu nimic. Printre rânduri e tot o miză anticreștină și în această hermeneutică a religiilor extrem orientale făcute de Ghenon. Da, acum fac și eu ca zume, cine nu adună cu mine risipește. Adică și dacă și cu intenția, fără intenție, și evit să fac cu aceste intenții, dar e foarte tare că cine nu adună risipește. Adică nu, taina asta hristică nu poți să o mai învârți, să o sucești. Ori ești cu ea, ori nu prea poți să fii altfel. Da. Adică nu poți să... Și ca drept dovadă, dincolo de asta, se vede din prezentare. Adică se vede și o parte de clarificare a unor lucruri care... Că până la șase, dați-mi așa o întrebare. Bă, de ce tu ăla care zice că e teolog face asocierii de-astea facile, de treime? Că ele nu sunt justificate. Că el zice că... Noi spunem că ele e cu revelație. Păi de ce face chestia asta? Sau de ce n-are măcar... Adică ce, nu e sigur de revelația pe care o descrii? Și atunci faci apel la alte religii, nu? Da, sau de ce, așa, nu? Sau da, sau să găsești formă de legitimare. Nu, trebuie să ai viziunea corectă. Adică dacă ăla e pe în zonă de unui ternar în manifestare, vezi-l, mă, așa cum e. Adică nu trebuie să vină să spună Ghenon ție chestia asta. Dar poți să ieși la Ghenon, ești lucru, dacă până la un punct zona asta metafizică are anumită discernământ. Spirituală, da. El, pe zona asta, are anumită expertiză. Nu are credință, se interpretează creștinismul când se adaugă treimea de persoane, că și aici cumva zice că, cred că traducătorul sau cine face asociere, că Sat Chit Ananda, asta din aspectele cumva divine, ar fi cumva o, zice că nu e chiar că ar fi trei, poate treimea creștină, dar poate să asemene. Păi Sat Chit Ananda se referă tot la zona asta de principiu zero sau așa ceva, da? Nu, acolo nu ești un creștin cu 3.000 de persoane, ești tot într-un plan creat. Adică asocierea nu are legătură cu aspectele astea. Plus că aici vorbim de persoane, care înseamnă conștiință de sine, cele trei persoane. Adică nu sunt aspecte care habar n-au, sau ele împreună fac ceva, este un ceva, nu? În sens creștin. Adică Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt spune că sunt persoane, că au conștiință de sine. Păi, nu sunt niște aspecte. Vorbește de un ternar cu sulf, cu mercur și cu sare. La un moment dat. Da, dar cred că se duce tot în zona asta, poate cu altă ocazie se poate dezvolta chestiunea respectivă, alchimică. Aici e foarte important, dacă vedem o verticală și o structură ierarhică a unui ternar în zona manifestării, dacă vreți, aici este și o mare eroare, că există un axis mundi în sensul manifestării,
Și atunci ascensiunea la cer se poate produce în această structură a manifestării, dar care nu ajunge în zona principiului. Nu trece. Nu trece. Și atunci a zis, da, domnule, sunt ascensiuni la cer. Există un ax. Șamanice. Da, aici e important, cum a zis și Ghiru, bă, care e natura arborului sau stâlpului, da. Cosmic. Dacă natura e una manifestări, eu trec, ce spuneați, la grosier, la subtil, la informal, să zicem așa, într-o zonă aceasta. Sau dacă vreți, sunt eteric, astral, diferite denumiri în zona aceasta a corpului energetice sau a zonei noastre de chakre sau de... Și sfârșești tot într-o captivitate. Păi tu nu ești nimic care e manifestare. Dar tu zici, domnule, e verticală. Și sigur că vezi că există o frumoasă dispoziție. Că tu și o ascensiune și eu un memorial al ascensiunii. E o poveste în ea. Al ascensiunii, al întoarcii la ceva mai înalt, dacă o luăm așa. Decât ești. Chiar ca schemă. Da. Adică ideea de ascensiune, ideea de, nu, de urcuș, de ducere la cer, dar aici contează și natura. Adică a privi departe nu este tot una cu a ajunge departe. Asta e una și să vezi că în fața denumirilor simbolice, că poți să o pui în zona manifestării, simbolul respectiv poate să fie, cum zic, funcțional. În zona axis mundi. Și conceptual transcendent, de fapt. Că el e desemnat în termen de transcendență. Da. Acești termeni te induc cumva în eroare. Pentru că limbajul în sine e limitat. E defectuos. Și atunci de aici și simbolismul care se trezucă chiar la realități care trec dincolo de limbaj. Da. Aici e partea de experiență, zice, în care poate să fie lămuritoare și faptul că am vrut să subliniez aspectul ăsta că atât cerul și pământul se poate fenta, că poți să rămâi într-o zonă. Că e cerul. Că e cerul și axis mundi ăsta. Că șamanul se duce pe axa lumii sus în jos și așa mai departe. Băi, dacă e nu, într-o axă a ființării sau a energiilor subtile cu toate așa, păi el n-ajunge măcar la principă sau fundamental sau natura umană fundamentală. Realitatea lui. Și atunci el se învârte pe acii sus în jos, urcă și coboară, să zicem așa. Într-o amețeală. Da, așa dacă e simbolic, băi, axul ăla știe, are călătorii la cer. Pe care cer? Din perspectiva asta chiar metafizică discutăm aici. Păi sensul creștin, da. Nene. Adică lucrurile sunt total diferențiate. Dar aici, din cauza că, poate și aici o înșelare, că vezi că realitatea și ordinea în realitate sunt mai complexe decât putința de acoperire a lor prin limbaj. Și atunci eu pot să zic, printr-un termen, cer, dar cerul poate să însemne și energie, să zicem, subtilă și superioară, poate să însemne și această ființialitate, acest principiu, poate să însemne și Dumnezeu acel adevărat și mai departe. Sunt și spații religioase distincte și atunci nu poți să ajungă la aceleași ordine. Și de experiență. Și de experiență. Iar din punctul meu de vedere, aia ce am mai vrut și poate cu șamanismul, este mai să zic așa ca proto-religie. Da, e o proto, dacă gândim în sensul ăsta, vedeți că proto-religie, dacă gândim în sens sau ca stras subiacent al tuturor. Da, asta punctul de vedere, da, e nu se regăsește. Nu e viabil din punctul meu de vedere. Adică tot o gândire cumva evoluționistă. Adică de mine a fost ceva ăla așa. Nu. Ăla are niște memorii ale lui și se învârte sub principiul ăla metafizic. Memorie eficace din punct de vedere energetic. Da, și experiență. Sau oarecare și o experiență din punctul acesta de vedere. Da, da, da. Dar de fapt el rămâne un axis mundi, să zic așa, într-un cer și pământ al manifestării, măcar nu în zona de principiu, da? Și rămâne la nivelul unui om obișnuit sau trece spre om obișnuit? Că e om obișnuit, o veritabil, un transcendent și un universal. Astea patru le-am văzut nu, eu ca, nu, ca nu, scala. Da, nu, nu. Eu, în sensul ăsta, extrem mare, triadă de extrem orient, i-ar fi, zic eu, în zona nu om obișnuit și omul venerabil. Ar fi cam în zona asta. Da. Nu la transcendent, nu la transcendent, își închide cumva cercul și prin principiul metafizic. Deci nu numai manifestarea. Deci el ajunge cumva și în zona alu Tao, sau zic să-i da,
Omul transcendent. Cu, da. Când ăsta alt rămâne o, așa să zic așa, o expresie. Să învârte, dă târcoale sus și jos, vorba cum zice în cartea Iov. Dă târcoale sus și în jos, dar rămâne în zona aceasta. Așa sunt și identificările, pe, apropo, de omul obișnuit, omul venerabil sau parcă venerabil. Veritabil, da. Veritabil. Transcendent, da. Și universal. Universal nu, că e în altă schemă. Omul transcendent îl echivalează cu omul universal. Numai omul transcendent e pe filier extrem orientală denumirea. El zice că din cauza condiției noastre precare nu suntem capabili să distingem între omul veritabil și omul transcendent. Și că din cauza unghiului viciat. Da, pentru că un om care are, știu, care are educație de asta obișnuită, ca să nu la omul transcendent, trebuie să ai abordare mistică a realității. Acolo nu mai ajungi că ești tu, citești cărți și ești cum se cade. Adică are într-un fel dreptate. Adică un om care este cum se cade și de vreme acasă și cuvincios și moral, dacă vreți, și educat, da. E tot, nu ajunge la, pentru că trebuie să ajungă la ordinul de realitate, că de fapt el devoalează aceste tipuri, să zicem, umane sau aceste... Este modele antropologice, că sunt niște modele antropologice. Da, da, care sunt în raport... Și modele de cunoaștere spirituală. Da, în raport de niște ordine de realitate pe care le accesezi sau nu. Atunci, dacă, sigur că noi confundăm, adică ar vrea să spună, de ce confunzi? Pentru că omul ăla transcendent e omul care are experiența acelui transcendent, creat, dacă a fost limbajul până de grație. Transcendentul transcendentului îl ai acces prin revelație hristică. Da, chiar și acel transcendent creat, să le subliniat chestia asta, dacă are un transcendent vis-a-vis de... La care a ajuns omul veritabil. Veritabil, da. Este, ține de o accesare a unei ordini de realitate transcendentă. Atunci când ai accesat-o, nu te numești așa, nu poți nume. Cumva ești, nu ești din filmul respectiv, n-ai cunoașterea realității respective, n-ai experiența realității respective, nu te-ai identificat, să zic, în acel spațiu, n-ai circulat pe acolo. Atunci calificativul poate să devină confuziv, da. Acum, sigur, dincolo de termen, da. Deci că noi nu suntem în stare să distingem între omul veritabil și omul transcendent. Păi, asta condiție precare și că nu mai ca să distingi, la, să zic, la ruș, ca să alchimic. Ca să distingi, ai nevoie de o vedere a celor realități. Adecvată. Adică, cum spune Platon, asemănător se cunoaște prin asemănător. Până la urmă, nici sfințenia, cum nu se creștin, nu o recunoaștem așa ușor. Dacă și apofatism a cunoașterii. Da, da. Tot pe o scală. Da. Că aici e o scală, nu? E o, păi de aici se duce multă lume și după fendă și chiar și în spațiul ăsta. Bacala face, nu știu că, bacala așa mai departe. Adică și aici sunt, dar până la urmă e natural să mai și înșel omul, că asta e măsura. Asta e măsura noastră până la urmă. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ai o orientare și nu trebuie să ai o distinție a realității. De asta am luat. Și cu asta poate să nu ne întindem. De aia și când discut foarte mult de duhovnicie, dau o calez, îi pun suporții, doar în zona învățăturii despre gânduri. Da, pindarionică despre gânduri. Mie parcă nu îmi lași foarte clar imaginea a Sfântului. Da, sau omului, să zicem, transcendent. Sau și îndumnezeit, dacă să spune. Sufletul e inefabil. Da. Adică parcă nu dăm și știu că e și latura asta, dar vreau să învăț când deschid și altceva, ținând cont de momentul acesta. Că altfel rămânem totul într-un război al gândurilor cumva, sau al detașirii, sau mă rog, toate formele acestea de așa, dar totuși... Asta că nu vorbește despre o a cincea categorie antropologică de om primordial. Deci mai fac eu niște distinții între omul primordial deci și... am făcut o identificare cu omul Adami, cu omul primordial. Da, dar aici trebuie înțeles că... În sens de perfecțiune, zice el, cred eu. Da, dar aici trebuie să iară pe, că el trebuie revenit, citit, este mult, nu atâta în Adamul istoric, cât în, tot în Adamul acesta metafizic. Aici este chestiunea de citit tot din ordine de realități, de realitate la care se referă el. La el tot timpul trebuie să ai atenție la chestia. Fapt, da, pe filiera extrem orientală, nu cred că pe filiera lui Adam din Kabbalah, Admon, de om primordial, cred că
desemnează... Și un... e posibil, da, e posibil să fie... Mai puțin pe filiera cabalistă. Da, e posibil să fie exact ce spuneți chestia asta. Dar, până la urmă, fie că e așa, fie că nu e așa, până la urmă trebuie să ajungi la ordine, la etate, pentru că el are structurată chestia asta. Adică, cum am zis, și ternară, exemplu, contează, să zicem, și un punctul de vedere, contează și tipul de ternare, adică relația, articularea asta, da? Că e principiul bază care generează sau este rezultantă sau produs, da? Deci, așa. Și contează și ordinea de realitate pe care aplici acest ternar, da? Și atunci la el, el citește sau transpune de multe ori și aceste clasificări de om venerabil sau veritabil sau așa, în tradiția respectivă, tot pornind la aceste, obișnuit, feritabil, la aceste realități care pot avea denumiri diferite. Da. În hinduism, în așa mai departe. Mai că și acolo, vezi, nu trebuie să amestești nici în hinduism, nici în care, și nici în Extrem Orient. Sau triada de, sau ternarul de manifestare cu ternarul ăsta al unității ăsta, Tai Chi sau Tai Yi sau Wu Qi, da? Nu trebuie să le amesteci. Cred că ezoterismul acestuia îi lipsește, de fapt, ingredientul care e decisiv, și anume cel revelațional. Aici de o oricare artificialitate. Există și, dar din punctul de ieși. Vedere al extremului ori niște identificări pe care de acolo încoace le pot face înspre creștinism. Dar nu există ceea ce se revelează, ceea ce vine prin întâlnire, cum spuneați. Păi nu există. Nu există, dar asta este poate și rostul a unor lucruri, ca să poți să arăți creștinismul ca deschidere plinitoare în definitiv. Că nu am nevoie să te critic pe tine. Am nevoie să fac o apologetică de asta de cioplit în piatră și de dat cu barda sau cu așa ceva. Păi nu mă interesează să, din ce prezint eu, să înțelegi că tu, dacă ai făcut o, sau o loge cu marea triadă, să înțelegi ce înseamnă treimea de persoane. Ca să fii convins că tu nu ajungi la marea triadă, n-ajungi niciodată la treimea creștină. Dacă da. Vrei să înțelegi chestia asta, atunci amesteci lucrurile, să pare că ai inițiere și ezoterism, tu nu ajungi a Dumnezeu revelat. Da? Să avem un fel de autodivinizare maxim în zona asta, care nu știu mai departe. Și atunci, sigur că poți să faci, Dumnezeu lasă pe fiecare să bată niște câmpi încoace încolo. Dar creștinismul vine cu altceva. Atunci e bine să ai și această laminare, să zic așa, a ordinii de realitate și distințiile care trebuie să făcute, nu de dragul distințiilor, și ca să fie, să rămână adevăr, da? Și să arate deschidere. Că dacă spunem chestiile astea, normal că ești de bun simț și le pricepi și nu le răstălmăcești, atunci ar trebui să, în mod firesc, să cauți chipul revelațional hristic. Da? Adică, totuși, el zice că revelația e în centru primordial. Că tot vorbește de un centru spiritual al lumii. Ăla e tot acest, dacă vreți, vuchiu ăsta, dacă tot nu legat de Marea Triadă. Adică el e captiv și el propriului sistem, acesta metafizic. Atunci punctul ăla, care e punctul zero, să zic așa, tot la ăla revine ca fiind centrul primordial, știți? Adică nu poate să-l identifice în treimea creștină. Și nimeni se vorbea de un centru spiritual al lumii, unde ei aveau acces la... Centrul spiritual la... cumva e tot o, cumva înțeles ca o replică a unui centru, a lumii, un centru dintre ăsta metafizic, cumva. Adică tot timpul merge într-un și fel. Și dă niște exemple. Templul din Ierusalim, nu știu... Au fost centre, poate, în sensul ăsta. Și asta cred că era și, pare, mare inițiat, sau pare Eduard Șure, care avea chiar de zonă. Și, până la urmă, sunt. Că nu poți să contești că, dacă gândești că în China, totuși, o șmecherie e ceva, că se vorbește de Tao, da? Sau chiar și zice, domnule, o diferență între Daoism sau Taoism și Confucianism, da, da. Sau și budismul, care are niște altfel de efecte în zona respectivă, da? Dar sunt tradiții totuși puternice, da? Sau eu știu cum era asta din Egipt, era ceva, da? Adică sunt zone. Și Iranul, în ultima instanță. Persia, da. Sigur, și partea asta a Orientului apropiat și așa mai departe, da? Și dacă gândești și compari, poate și centrele astea cu zonele șamanice, că din Siberia, că e Polinezia sau că e America de Sud,
Și dacă faci chiar o analiză asta, să zicem, structural. Asta ca centri de ale vorbește de centru de tradiție primordială, din care iradiază celelalte, ca degenerescență. Aici nu știu dacă nu cumva este o, și o, o, o zic, un fel de autoproiecție sau știbutar propriei scheme și atunci sigur că la schema ta, punând tot timpul la început un centru. Un mundus imaginar, la asta se referea, nu? Nu neapărat. Corbeam, nu? Da, ai altă zonă. Ai altă zonă. Da, dar zic într-o modalitate imaginală. Da, în sensul că dacă tu operezi cu schema asta, s-ar trebui undeva să gândești că a fost și un centru de genul ăsta. Acum trebuie... Și care s-ar fi retras și care există, zici. Care a existat totuși undeva. Păi, că asta e tot o chestie ezoterică, dar în altă te duce tot în zona asta ezoterică, că există și poate îl găsim și hai să vedem că vă inițiem, hai să vă facem, nu știu, că alții nu mai știu și ajungem la aceea și am mai discutat povestea respectivă. Centre, acum centru sunt multe centre, că este o biserică, e un centru. Da, orice spate, e un centru. Ajungi acolo și acolo ai centrul centrului și răsăritul și lumina și trupul mistic și toate lucrurile respective, care înțelege chestia asta și trupul ăsta mistic, ecleziologic, e mai mult decât o unitate sintetică de genul acesta, într-o trei care vin, este rezultantă a doi. Da. Că zice, asta e observația în fel corect, că dualitatea nu e condamnabilă ea în sine. Dar pe la altă, nici un ternar care iese din, ca un produs și el apare curios, știți? Adică ce vorbeam, când vorbești că tata și mama e purușa și Pracletii și Hristos e cum are fiul care nu e purușa și Pracletii. Dar cum vorbeam, care e tot un dualism de nivel superior. Da. Că în definitiv tu... Rămâne o dualitate, nu? Da, rămâne tot o dualitate. Asta zic că de fapt nu e autentică, în formula asta, nu e reală Trinitate. Că de fapt și în Tatăl și în Mântuitorul aveți copilul. Deci acum în Hristos e foarte important că nu e monofizitism sau așa mai departe, da? Nu s-a făcut nici el, a rămas... Biofizism. Da, și într-o singură persoană și a rămas ce era, s-a făcut ce nu era. E foarte importantă chestia. Și asta e până la urmă extraordinară din perspectivă creștină și a Dumnezeului ăsta al revelației care prezervă unități și identități și nu amestecă lucrurile de niciun fel, nu le confundă de niciun fel și asta e și marea taină și marea frumusețe, că fiecare și noi care suntem, niște care suntem, vai de capul nostru, suntem și noi cineva pentru Dumnezeu, pentru că așa ne-a făcut el să fim cineva unici și așa mai departe. Iar asta ce mai vrei de mai mult decât chestia asta, care este absolut extraordinară. Adică tu, neacutare de aceea din cutare și tu ai... Ești destinat unei relații veșnice cu Dumnezeu care te-a creat. Da. Și unicitatea ta, ăla care ești, da. Păi, fără să te amesteci, fără să te confunzi, fără să te topești, fără să te, nu știu, fuzionezi, fără să te duci, nu știu cum, fără... Și atenție, nu ori doar identitatea, că revenim și cu asta poate închide bucla, doar a corporalității tale. Și o identitate a integralității tale. Adică tu, în trupul mistic al bisericii, ești membru sau modular. Păstrat și identitar și în comuniune. Da. Eclezială. Eclezială, în participare, da. Și cu identitate nu doar corporală, cum am zis. Ci dar și situat pe o axă. Și sufletească, da. Adică aici este lucru extraordinar. Adică nu ești dintr-un individual ca să ajungi într-un universal și acolo, fraților, ne putem uni, că acolo suntem, că aici era o logică asta cumva inversată. Doamne, că distincțiile cumva devin contradictorii. Dar de ce? Asta este o presumpție. De ce să nu fie îmbogățitoare? De ce diferența să nu fie ceva care te împlinește, nu, vis-a-vis de celălalt? Adică ce se caută o unitate care să anuleze identitatea, că altfel identitatea e neapărat corozivă sau contonent. Interesant e că și Hegel prezintă un model ternar de teză, sinteză, teză, da, deci teză aici și aici sinteză. În ce măsură este cu adevărat ternar? Sau August Comte vorbește despre o cunoaștere teologică, metafizică și pozitivă. Se încearcă și alte tipuri, adică s-au încercat de-a lungul teoriei hegeliană. Hegel, care totuși se revendică de la o tradiție creștină, și aici e o dispută foarte importantă, pornind de la această triadă, de la acest ternar, o dispută dacă a fost de dreapta, hegelienii de dreapta, o de stânga, hegelienii de stânga. Sau Comte, care vine cu
faptul că, de fapt, vis-a-vis de postumanism, că cunoașterea pozitivă este cea, deci el merge pe o schemă descendentă, să-i zic așa, în care teologicul a fost cunoașterea insuficientă, după care a venit cunoașterea metafizică și în cele din urmă vine într-o cunoaștere pozitivă. Acum se zic că Genon a priceput că Comte... Da, că vorbește de el. A întors clepsidra. Da, a întors clepsidra. Da. Da. Deci cum? Zona asta, sigur că el a fost în zona asta, adus în zona asta pozitivistă, ăștia sunt părinții a ceea ce se duce acum în zona asta, că vreți să te de transumanism, da? Dacă vreți. Poți să vezi, e o tradiție așa de două secole de așa ceva, care sunt în zona asta și care exclude metafizicul, care zice el că cunoaște mai abitir dacă disecă în parte și pune mâna, da? Și îi bagă în gură. Da. Adică asta e povestea. Dar și n-ar fi. Știți că ați vorbit de ternarul ăsta care e prezent și în cunoașterea atee, a spus, cunoașterea lipsită de componente sacre. E posibil, noi este dator să totalizăm, să cuprindem și chiar cunoașterea științifică aceasta care merge unilateral. După cunoașterea teologică nu exclude cunoașterea sub nicio formă. Adică, cu adevărat științifică, nu? Cu adevărat sau să aplice o grilă interpretativă care să dea un pic la sită, să rămână ce trebuie. Că nu e și modelul lui. Că am mai discutat, pot să cercetez materia, dar să n-am viziune materialistă asupra lumii. Și să pierd teologicul. Și să pierd și antropologicul, dacă vreți, și omul în întregime, și tipul de, și viziunea asupra lucrurilor respective. Adică decupezi și nu mai reconfigurez într-un puzzle lumea după ce îmi vine mie și facem așa, sigur că și asta, că eu fac chestia asta. Eu nu condamn de nimeni părul pe cine face chestia asta. Ideea dacă căutăm și un întreg al cunoașterii. Și este o cunoaștere participativă, în care iau și de la ala și de la ala și văzută. Pe de o parte, dar pe de altă parte, întregul cunoașterii e dat de cunoașterea teologică. Orizontul normal. Orizontul care e spiritual. Normal, teologic, dar pe de altă parte nu poți să refuzi. Trăimic? Să refuzi la urmă și achizițiile, chiar formele acestea de cunoaștere, dacă vezi, chiar rațională. Asta o trăire în context, da, de care nu poți să faci abstracție. Sunt anumite lucruri. Da, se folosesc chiar și în hermeneutica teologică modalități științifice precumpănitoare, care precumpănesc îndauna teologicului. Pentru că lipsește metafizicul și misticul ăsta asumat, probabil. Și atunci, sigur, devii și tu, cum am văzut, și cu asta să închid. Partea jocului. Să închid încă poate. Avem și altceva de făcut. Trebuie să asum și partea asta metafizică. Și dacă nu asum și partea asta metafizică, cum e asta, vreau să spun, de fapt. Și nu atât metafizică, cât mistică. Mistică, da, 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 da. Și sensul ăsta și mistică, da. Cum au transformat dreptul bisericesc aproape în drept pozitiv, știi? Păi, ceea ce nu era în tradiția răsăriteană. Pentru că nu existau culegeri de canoane. Păi bun, nu, dar chiar dreptul bisericesc, da, dacă te uiți, a fost extrem de pozitivat. Și acum chiar mă gândeam în sensul ăsta, așa, cu asta... Și cunoașterea duhovnicească se pozitivează. Da. Nu? Și normativizează și așa mai departe. Și te gândești... Și mai nou se tabloidizează, da? Eu gândeam de ce măsură poți ca dreptul acesta pozitiv sau și etatic și toate lucrurile astea, ai putea să le dai conținut spiritual, să recuperezi chipul de persoană, cum zice, chiar în dreptul omului, nu drepturile omului, ci ale persoanei care sunt, în fine. Păcând și tu ai ajuns în zona dreptului bisericii, apropo de cunoașterea asta pozitivă, la o pozitivare acestui drept și care, până la urmă, mă întreb dacă n-ar trebui reașezat. Ideea e importantă. Adică exact cum spuneți, asta s-a produs și pe o ruptură a cunoașterii. Sau pe o secularizare a teologicului. Și o secularizare. Nu? Pe asta vine pe aceeași fond de ruptură. Atunci eu am încercat să fiu și eu aproape ca un drept civil, fac dreptul ăla biserică. Păi ce facem aici? Gen Ioan N. Floca. Da. Nu? Da. În fine, ele sunt ca o capacitate de formulare, de punere în formă, asta poate să fie bun. Dar ca funcționalitate, la un moment dat, dacă se merge prea mult în direcția asta și nu e și demersul invers... Rămâne în antecamera mistică. Și de-aia e foarte importantă foarte important de accesat resursele, da, și memoriile mistice ale teologiei ortodoxe, să zic organice, și sau isihaste.
din acest punct de vedere. Pentru că dacă nu se rămâne într-o zonă de... timp la biserici. Păi, cam asta e și miza. Cam asta e și miza. Că sunteți chemați ieșiți, rămâi până aia... aici rămâi până la o anumită parte a liturghiei. Asta e și după miza. După aia pleci. Asta e și miza, cred că, de a fertiliza. Adică, și că ai isihazmul și cu asta închidem, nu e o retragere, ci o umplere. Adică să poți să faci, să te duci, adică mă învăț dreptul bisericesc făcut aproape ca un drept pozitiv, drept civil. Numai că are alt termen sau se ocupă de... Păi nu, mi se pare că e prea puțin. Eu nu zic că n-a fost necesar, dar până la urmă... Există în spațiu public, mă refer în spațiu public creștin, și modele din acestea care amețesc și amestecă și care rămân la un nivel de suprafață. Ele s-au structurat unor oameni care au fost mai grabă să fie într-o sincronicitate, să zic așa. Cu vremurile. Da, sau cu tipul, adică să arate care și el, adică ajunge, era ca o realizare să poți să dau o formă, dacă vreți, unui drept din ăsta bisericesc, ar fi ca un drept civil sau așa mai departe. Adică să poți să-i dau, să-i aduc tipul de argumentare, tipul de prezentare, izvoare și așa mai departe, știți? Da. Aici, nu știu, mi s-a părut că la Oțe și cu asta închidem, a zis că cu cât mai multe legi, cu atât apare fără de legea, avea și el, adică până la nu reții tatăl cu dreptul bisericii, fără mare brânză. Nu zic că nu trebuie să fim într-un apofatiz care nu are structură, nu are schelet, nu are dreptate, să zic așa. Dar trebuie să recuperăm și fondul personalist, să nu facem să scoatem, adică dacă un francez într-o țară cum e Franța vorbește despre dreptul omului, despre natura lucrurilor, despre natura umană și despre natura, despre persoană, ca vederea creia dreptul omului din sensul asta, hai să văd și eu un drept bisericii văzut dinspre perspectiva personalistă. Hai să văd. Dar nici n-a existat o tradiție de codificare. Deci chiar s-a vorbit despre acest lucru, n-a existat o codificare clară a unei tradiții canonice în manuale explicite. Acest lucru s-a întâmplat în apus și din apus a fost și atunci adus aici. Pe modelul ăsta și de... Mi se pare că și asta mi se pare, criteriul acesta canonic, mi se pare precumpănitor sau, eu știu, semnificativ în formarea duhovnicească, cum i-a spus, contemporană. Adică criteriul acesta a devenit cel canonic, cel aici legalist. Aici și asta nu se întâlnește cu tradiția exăritană. Da, pe aici nu se întâlnește. Avea parcă, nu știu, pare, la Petre Sus, care avea întreguri ontice paralele cu întreguri logice. Ai structura asta de coerență, dar numai onticul ăla, da? Ontologia care susține chestia asta. Atunci devii funcționar, folosești criterii de abordare juridice. Funcționale la absolut. Funcționale, da? Și atunci ce analizezi, moșule? Despre ce vorbim? De-aia e important să... Adică hai să recuperăm partea, pentru că și ele luat, unor sunt ca două falii, adică sunt cumva paralele. Și de-aia e important să rămâi ancorat în tradiția asta teologică. Nu, dar mi se pare important faptul că atât încât unul din zona, să zicem, laică sau de filozofia dreptului pune problema chiar, să zicem, a dat exemplu ăsta cu Trigeau, spre exemplu, a unui personalism al dreptului, chiar dacă am comentat, nu vreau să intru în detalii. Tu, vreau să văd și eu, tu dreptul bisericesc care a rămas în zona numai așa... A unui personalism canonic. Da, impersonalism. Exact. Adică a rămas pe triada aia, au reguli impersonale, generice, abstracte. Astea sunt interfețele... Și inflexibile. Deci mai are și partea... Cam asta e... Atitudinală și de conduită. Da. Nucleul dur al canonului. Da. Vorba de structura în sine, de abordarea unui ordin. Că de fapt noi vorbim de ordinea... Nu, că n-ar fi necesare canonele. Nu. Nu vorbim despre acest lucru. Nu. Nici pe departe. Nu. Dar... Aici este... Dar vorbim de ordine de realitate. Nu? Ordine de realitate și, da, și ordine personalistă. Adică nu ar trebui dacă tot fac și eu... Vezi persoana, să vezi ființa. Suntem în gură cu persoana, pardon de expresie, hai să o vedem la lucru. Adică hai să o vedem și, dacă vreți, conceptual sau în formule. Sigur, aici poți să vii la Părinte Ghelasie, care zice, nume, personalismul ăsta, suflet, trăirea noastră
specific. Întâlnirea cu omul. Era întâlnirea cu omul și era sufletesc omenia asta. Vreau să văd cum normezi tu omenia. Și cum... Lasă că ai tu reguli de interpretative și ce ai tu să-mi dai mie articolul ăla și ăla, că am văzut și acum acolo. Ca altfel normezi omenescului Hristos. Păi, da. Adică aici ideea de a trage, de a trage atenția și din punctul tău de vedere. Adică hai să fim coerenți. Adică de la un personalism comunitar a unui ordin euharistice, să zicem așa, că am dat titlul la domnule, ordinea trupului și în sfera juridică. Ordinea trupului în sensul ecleziologic, da? Și în sfera juridică. Sfera juridică nu e o chestie aseptică în care intră numai militantul Sănilet, sau cum îl cheamă pe ăla. Da. Așa. Îl am făcut aproape... Da, da, s-a pensionat, am înțeles. Da. Nu contează. Dar trebuie să... Pentru că e o bătălie, exact cum zic, pe om. La 42 de ani. Cred că nu o să aibă salariu mare. Pensie mare, pardon. Da, e una mai zmerită. Da. Ideea, dacă intrăm și pe această dezbatere vis-a-vis de chipul omului. Pentru că altfel îți bagă ăștia, că rămân la expresia una, asta. Dezbaterea îți bagă tabla și ți-a luat oxigenul. Da? Și el zice că tu n-ai voie, că tu biserică sau tu spiritualitate sau chiar metafizică. Vezi de treaba ta. Păi, sau mesajul e devoalarea în criterii a cunoașterii mistice, a cunoașterii lui Dumnezeu, exact. Și a cunoașterii de sine. Și dacă vreți acest... Ajungând la fisialitatea despre care vorbeați. Dacă vrem în sensul ăsta arhechipal al persoanei, cum pentru că chiar tatăl este chip, arhechipal de persoană, hai să vedem personalismul ăsta cumva, cum îl asimilăm chiar în formele acestea. Nu că îl scoatem și îl lăsăm impersonalul, genericul, abstractul, să devină, cum zic, instrumentul și funcționalitatea și atenție, personalismul nu înseamnă să scoți structura, nu înseamnă să scoți rațiunea, nu înseamnă să scoți, adică din potrivă trebuie să le potențezi, dar le dai și... Ele sunt implicite, nu sunt excluse. Prin aceasta noi nu excludem. Așa păi, văd nu, dar trebuie să rămână și carnația și transfigurarea, nu doar schelete formale. Are și ăla scheletul, e o frumusețe armonică, dar chiar în sine. Nu doar pătratul ăla ca simbol al pământului să rămâi, ci să treci mai, păi să te mai, și mai învârți, sus de, să mai de cub. Pe, nu? Da, de cub, de pătrat, să ai și cercul. Da. Să da. Ai și cercul, să te duci, să te plimbi cu cercul. Sau sfera. Da, sfera. Dar în fine, una peste alta, asta ar fi pe chipul de persoană și aici personalismul ăsta, chiar și în drept, care mi s-a părut că e important, că aduc și alții în atenție, care au încercat și să-și, adică și-au dat seama că e fundătura raționalismului acesta de factură iluministă, zic eu, da. Și hai să vedem, e ceva și dincolo de asta, apropo de asta, și de metafizicul ăsta. Păi rămân și în dreptul la gânduri și la rațiuni, bisericesc mă refer acum, da? Da. Nu caut și eu persoane despre care vorbesc în capitolul teologic sau, eu știu, existențial. Hai să văd cum se vede, cum se conturează în aceste formule, da? Cum, sau cum educ să am astfel de prezențe. Spre întâlnirea divină umanului cu divinul. Spre acest personalism. Adică reușesc să fac chestia asta. Am în atenție măcar. Poate nu e ușor. Dar am în atenție. Da? Poate că n-am în atenție și rămân la nivel de epitimii. Păi, și de metanii. Sunt bune și acestea. Ca și, din ca de, și cantități. Descoperă chipul persoanei în celălalt. Mai puțin în tine care... Da. În fine. Cam asta, dar lucrurile sunt de dezvoltat un pic pe zona aceasta. Adică eu am să sezez, cu asta să închei, că și în analiza aceasta a ternarului ăsta pe aceste tipuri, ai ceva de asimilat ca schemă de citire a realității. Ai luat în atenție. Ai luat în atenție. Asta nu înseamnă că trebuie să te duci în zona... Să achesezi. Din potrivă. Da. Din potrivă. Trebuie să ai conștiința ceea ce știu și că transcenzi chestia respectivă. Și atunci, dar chiar ca schemă, da? Ai luat crezul ortodox. Pe acolo vezi că tatăl naște, purcede, face, întrupează, da? Ai chintesență dogmatică clară. Foarte simplu, da? Explicată, da. Dar aia, da, într-adevăr, pornește la tatăl care naște și purcede, da? Dacă vezi tu alt ternar care e învârtit, au învârtit triunghiul invers, trebuie să vezi că nu e. Te scoate din crez. Nu e, da, nu e același lucru, da? Așa mai departe. Sau
În fine, sau când pui la ordinul de realitate, trebuie să vezi, băi, ordinul de realitate, tipul de tânăr sau genul, ordinul de realitate, așa mai departe. Și atunci trebuie să vezi, ce ordine de realitate, nu mă duc numai după fenta schemei. Analizezi și schema, că e triunghiul în sus sau în jos, la tenarul. Care are un lustru al ei și o fascinație. Și un magnetism, și da. Magnetism, așa și mai forța individualității. Și spune, nu, vină cu harnașamentul creștin, că vei fi foarte bine și în spațiul ăsta, dar ai niște achiziții în plus, spune, nu? Cam asta e discursul. Da, asta este. Mulțumim frumos.